Hai, davai, 3, 2, Adin, bună ziua, bună seara, bună dimineața, pe oriunde ați fi și din ceva motiv pe care n-am să-l înțeleg niciodată, încă mai aveți curaj să vă uitați la chestia asta și din ceva motiv pe care nici eu n-am să-l înțeleg niciodată, deci fac pe căldura asta emisiunea asta. Bun venit la o nouă ediție a podcastului de weekend, episodul al 204-lea, ca de obicei alături de mine se află colegul meu, Alin Ciubotaiu. Salutai, populime! La vreme de Antol. Da, la vreme de nespus, nu? Că dacă trăia Punteanu, vorba aia. Exact, acum, da. Nespus, nevăzut și exact. Castelul electric. Și castelul electric, da. Sau electrificat, depinde. De context. Deși electrificat nu chiar bine la cât de plouă în timpul festivalului. Nu cred că era un lucru rău. Da, exact. Nothing of value would have been lost. Da, exact. După sistemul other people's money, but maybe that's not so bad. Haideți la Cluj să vă cumpărați apartamente. Și mai ales acum, weekendul ăsta, haideți la Cluj ca să vă costi 800 de lei pe noapte, cea mai ieftină cazare. Da. Nu că nu s-a găsit și mai affordable, dar dacă lumea nu știe să caute, spune Ioi Bosmer ce scump e. Da. Trimite-mă la Killing Fields și în hotspotul global al sclaviei, ca să ne înjurați, ca să ne dați știe sau doamne ferește ca să ne lăudați, subiect atfreedomalternative.com, promitem că încercăm să le citim, aseară mi-am citit mail-ul pentru precedentele 2-18 zile, nu 18, 14, pe acolo pe undeva. Ai ușit? Da, chiar mi-s putut să trec prin toate, de-aia mi-a durat o veșnicie. Da, dacă sunteți donatori frecvenți și nu sunteți încă un donor circle, neapărat să-mi scrieți să vă intre o bug, acolo vedeți podcastul integral, pe cum și majoritatea clipurilor înainte de a fi publicate și desigur puteți urmări în timp real cum să construiesc ele. Pentru cei care nu vor sau nu pot, fiind donor circle, există opțiunea paginii pe website de unde descărcați episodul ăsta și precedentele complete. Azi, în spatele paywall-ului, discutăm despre Niger, despre sărăcirea Marii Britanii, despre ratingul Fitch, industria de armament din România, ce mai zice Dugin, ultimele povești de adormit copii ale Mai Sandu, alegerile din Spania și, desigur, o mulțime de alte subiecte, dar nu foarte multe, pentru că e prea cald și fapt episodul mai scurt. Holy shit, e îngrozitor de cald în Cluj. Da, s-a deschis procedura de acreditare pentru summitul inițiativei celor trei mări. Luni sper să termin cu adunatul actelor și să le și depun. Și până vinerea viitoare aș vrea să iau și biletele de tren. O să-mi asum riscul ăsta de să prezum că nu va suge cur administrația prezidențială și o să iau biletele în avans pentru că am constatat că este full pe ruta de aici până la București și dacă nu ți-ai biletul în avans, s-ar putea să trezești că nu poți merge cu trenul. Sau merg la clasa a doua dormind pe culoare sau ceva. Ceea ce hai să spunem că nu este potrivit. Da, o să coste în jur de 250 de lei de om per segment, ca să mergem la somnic civilizat, deci vom 1000 de lei numai biletele de tren. Niciunul din noi nu ne permitem să mergem să stăm în zile în plus în București pentru odihnă, cam trebuie să mergem în condițiile astea. Avem un program absolut infernal până la mijlocul octombrie. Să squeeze câte un podcast aici colui în sine o provocare. Jesus, fuck. În fiecare săptămână, că ăsta e unul din motivii, nu-i pentru aroganță, ci chiar serios, că spunem că nu știi când o să fie episodul viitor, când o să fie. Eu, august, trebuie să predau 3 băi. Da, bun, bun. Nu știu când, nu știu cum. Eu mai am 3 țări în care trebuie să fiu până la sfârșitul august. Iau 4 pe listă, una s-a rezolvat, urmează 3. Da, băi, e infernal, da. Am luat în considerare chiar să nu mergem la 3SI anul ăsta, dar n-am mai fost din 2019 din la Ljubljana și donatorii insistă că, de obicei de acolo venim cu știri în avans și uneori am văzut în după 3 ani, 4, și restul. Și pentru valoarea știrilor în avans, donatorii insistă să mergem, așa că o să mergem, desigur, dacă ne aprobă administrația prezidențială, să nu anticipăm, cine știe, poate nu îndeplinim criteriul, nu știu, colțul de la legitimația de preză este îndoit și nu îndeplinește criteriul sau ceva de ăsta. Da, o să mergem, dar ghib șechelim, că cu păpică, cu cafea, cu tren, cu asta trebuie vreo 2000 de lei, așa, ghip shaker. Bun, 3 segmente ca de obicei. Ager Press, toate vânzările de legume, fructe, flori vor fi făcute pe factură electronică, ce fac cu 1 ianuarie?
Așa, au precizat surse guvernamentale. Potrivit acelorlași surse, același regim se va aplica tot de la 1 ianuarie și pentru vânzările la toate produsele accizate și respectiv la toate vânzările de produse către bugetul de stat. Da. Deci baba de la colțul pieței... O să-ți emită factura cu smartphone-ul pe un blockchain, dacă se poate. Ce? Băi, nu există așa ceva. Hai, mă, terminați-o cu postile. Da. Asta mi-aduce aminte de impozitul pe venitul global. Impozitul pe gospodărie. Și pe gospodărie, da, da, da. Venite pe vremea lui Tudose, cred. Da, mă rog, pe vremea lui Dragnea. Da. Ceva de genul ăsta. E din seria idei perfect creții, aplicabile niciodată. Sigur o să-mi emită factură Daniel de la Botoșan când îmi vin de o oaie tăiată la măsa în cur. Adică, da, păi normal, dar se poate altfel. Păi, da, nihil sine factură, nu? Doar scrie și în tratatul de fondare Imperiului Roman sau ceva. Da, hai mă, terminați-o. Hai mă! Da, înțeleg, la hipermarketuri, supermarketuri, whatever. Și hai să spunem la produsele către bugetul de stat. Te aștepți ca buget de stat să nu cumpere... Să decontezi totuși cheltuielile cu niște facturi. Cu niște facturi, da. Da. Dar între persoanele că... fizice pleacă, mă, de aici. Mă duc în piață și îmi dă la factură electronică. Nici nu de aia scrisă de mână. Că da, dacă era cu facturier... Și aia era absurd. Era absurd, dar era cumva aplicabil. Totuși, da, foaie și pix are toată lumea, da, și o ștampulă. Da, să-mi spui factură electronică. Ce face, mă? Mă, sunt babe în piață care n-au telefon în pula mea, stau cu fixul de la Vodafone, fostul Rom Telecom, da? Orange, mă. Sau Orange, whatever, da? Stau cu linia de fix în casă, ele n-au telefon mobil sau dacă au câte o... chestie de-aia cu butoane pe care trebuie să vadă scrisul, că e mare, da? Nu smartphone și căcat și firmă la registrul comerțului să poată emite. Da, să fii plătitor de TVA, ești să... Și, și nu mai spun că, na, îți dai seama, da. Încă mai sunt totuși sate unde nu merge nici măcar 3G. Deci da, factură electronică. Hai mă, terminați-o cu prostile. Nu există așa ceva. Dar e un subiect ăsta cu amalgamul talmeș-balmeșul, tentative de modificări prin codul fiscal. O mulțime de informații sunt lansate în ultimele 3 săptămâni, numai despre asta a vorbit presa, speria pe toată lumea despre cum o să modifici regimul codul fiscal. Din același registru, Hoy News, 3 măsuri pe lista guvernului care i-ar putea face pe săraci și mai săraci. Coaliția PSD-PNL încă discută pe marginea măsurilor fiscale, un draft în acest sens fi publicat de hoitnews.ro, adică pe surse, da? Unele dintre măsuri afectează multă lume. Vorbim despre creștere de taxe. Cum ar fi? Să va plăti CASS pentru bonurile de masă. Un avantaj al bonurilor de masă era faptul că erau scutite de CASS și CASS. Ei bine, acest avantaj a urmat să se reducă, dar faptul că vor fi scutite numai de CASS le va face neatractive. Probabil multe firme vor renunța la acordarea lor. Partea bună era că din cele din ele se cumpăra mâncare. Evident că există situații în care se achiziționează alcool sau țigări, dar sunt excepții. Această măsură este ciudată având în vedere că recent guvernul a mărit valoarea minimă la 35 de lei. Numărul 2. Distrugerea sponsorizărilor și vor fi afectați inclusiv cei săraci. Dacă se va adopta măsura din draft, ONG-urile nu vor mai primi fondurile necesare de la companiile mari. Acest lucru a atras atenția și asupra acestui lucru, cred că a vrut să spună Hoy News, a atras atenția. Get an editor! Și asociația Dăruiește Viață, cea care a construit un spital pentru că statul n-a fost în stare. Potrivit documentului, sumele reprezentând sponsorizări, mecenat, burse private, aparate de marcate electronice fiscale rămase de raportat, nu se scad din impozitul pe profit datorat după data de 1 ianuarie 24, respectiv din impozitul de profit datorat pentru anii ulterior anului fiscal, modificarea. De asemenea, la micro-întreprindere este eliminată de tot posibilitatea de sponsorizare. Cu alte cuvinte, vor fi afectați cei sărați, deoarece ONG-urile încearcă să rezolve lucrurile pe care statul nu le poate rezolva. Get an editor, Dumnezeule mare, cât analfabetism. Așa, n-am înțeles nimic din ultima propoziție, dar nu contează. Încălzirea se va scumpi. Prin creșterea TVA de la 5 la 9% la lemne de foc și la livrarea de energie termică în sezonul rece, înseamnă că vom avea o iarnă mai scumpă. Populația va trebui să scoată mai mulți bani din buzunar când afară sunt temperaturi sub 0 grade, sub 10, că sunt de acolo spunește căldura. Această creștere a costurilor se va simți atât la spitalele publice cât și la cele private. Dacă ai de făcut o intervenție la un spital privat, este posibil să crească și acel cost.
conform draftului coaliției, se dorește creșterea impozitului pe dividende, majorarea TVA la anumite produse și servicii, angajații din construcții și agricultură vor plăti CSS, adică li se elimină excepția, la IT se limitează facilitatea scutirii impozitului pe venit la 10.000 de lei, tar și o taxă nouă la imobile deținute, CSS la tichete de masă și taxare diferite la IMM-uri, etc. și AMD. Da, ziceam că de 3 săptămâni intoxică presa cu povești din astea, bănuiesc că e și plictiseală mare. Nu prea sunt alte știri, adică câte știri despre Untold poți să scrii și câte știri despre Bonță, da, și câte știri despre cum se cheamă festivalul ăla la București, că e peste două săptămâni sau ceva. Nu, la mare. La Mamaia. Nu, este o replică de Untold ținută și la București. Sau a fost la, care, la care au murit anul trecut doi proști care au băgat energizant cu ecstasy. Cu ecstasy, da, așa. Ăla, nu mi-aduc aminte cum se cheamă, în fine. Câte știri despre cele patru festivaluri de NPC-uri poți să scrii, câte știri despre că e aglomerat la mare poți să scrii, câte știri despre cozile kilometrice dintre Bulgaria și Grecia poți să scrii, pentru că românii nu merg cu avionul că le puti, las că conducem ca proștii 3 zile, că e mai bine așa. Câte din alea? La un moment dat să mai scrie știri politice, da? Departamentul politic se bate de muscă. Și atunci îți scrie 300.000 de știri, o să vă las în descriere vreo 10 link-uri, cred, cu tot felul de panic porn-uri de genul ăsta. Eu remarc un singur lucru, da? Episodul precedent l-am înregistrat acum 3 săptămâni, cred? Da, că am plecat weekendul, da, acum 3 săptămâni. De atunci, discuția este cu totul diferită față de cât era. Acum 3 săptămâni abia începea discuția și avea alt format. Era, dacă și mai era și minte, mai panic porn ca acum. Da, 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 și dacă mai țineți minte, era aia cu casele peste 500.000 de euro și întrebam, zic, dar și cum evaluezi? Ai tu registru național al registru național dinamic al valorii? Hai mă, ce temnație cu postile, nu există așa ceva, da? Bun, de atunci s-a mai schimbat discuția, azi nu mai seamănă deloc cu ce era pe masă. În episodul precedent, ceea ce confirmă ce speculam încât în episodul precedent, e din zona Parfunochi. Da? Adică... Mie îmi place că s-a aprins toată lumea bună. Vai de mine, crește TVA-ul la cărți. Da, da, da. De parcă ei a cumpărat cărți. Bitches, first of all. Cine dracu mai cumpără cărți în afară de aia care au nevoie de la școală? Eu, de exemplu. Și nevastă. Da. Citeam cam... Dar... Da, nu, la modul general, da? No, no. Cartea este prohibitivă ca preț în România. Da. Da, să ne înțelegem. Ăia din clasa de mijloc își mai permit. Hint, clasa de mijloc nu-i toată România. Restul României nu. E săracă. Și nici lumea bună nu că nu și-ar permite. Iar lumea bună și ia chestii electronice, ca așa e la modă. E clar că nu cumpără cărți, că dacă ar cumpăra, atunci măcar accidental le-ar mai citi și n-ar fi așa de des proști în public. În mod evident nu prea cumpără cărți, adică... Le iau și le țin stocate pe un device undeva acolo. Mm-hmm. Acum nici nu mai e la modă ca în anii 80 să-ți cumperi un metru de cărți, că să arate frumos în bibliotecă. Da. Da. Aia cu scutirea la cu limitarea scutirii de la IT-iști, v-ați ofticat toți că vai de mine că o să microreze salariile, că pula mea. Așa, și nu v-ați ofticat când ăstora cu 4.000 net că ăstora cu 4.000 net le ajunge salariul net, brut, le ajunge netul la 2.000 de lei. La aia nu v-ați ofticat. Nu v-ați ofticat, dar vai de mine ăla care face 10.000 net pe lună, o să facă 9.600. Da, sau 9.600. Da. Chiar mai mult, 9.710, mai știu că am făcut calcul. Că e 10%. Să-mi sugeți pula. Da, de exemplu. Asta 1. 2. Salariile în IT oricum sunt în scădere, indiferent de opinia regimului, pentru că domeniul este într-o recesiune profundă, perfect meritată, vocând de ani de zile că vine. Oricum e în scădere. Plus o zi inflație, deci... Acolo la Cluj, dacă vrei job în IT, doar cu recomandări din companie. Altfel... Nu. Oh, nu. Anyway. Da. S-au aruncat cu orice în public, în principiu, pe subiectul ăsta. Câți mărim TVA-ul, câți mărim impozitul pe locuință, apropo, pe la nu-l mărești guvernul, știți asta, nu? Mai fost odată discuția. A mai fost discuția asta de mai multe ori. Da, sigur că da. Serios. Cât mărim TVA-ul, cât tăiem scutirea, cât n-am scutirea, dăm scutirea, cât... Cât se mărește TVA-ul la locuințele noi? Da, nu când nu era deja 19%, cred că tot 19% rămâne și acolo. În fine, e o campanie de aruncat cu mehlem prin ventilator, mai degrabă decât un plan serios de guvernare.
Deloc surprinzător, de fiecare dată. E USL la putere. Da, de fiecare dată când e USL la putere, e cu haos de genul ăsta. E adevărat că formatul haosului diferă de versiunea de USL care este la putere. Dar de la un punct încolo ele seamănă, mai aduceam aminte în 2003 când așa l-a și numit presa, nu 2003, scuze, 2013, că așa l-a numit și presa, jihad fiscal, când închideau magazine care aveau 4 bani în plus sau în minus la, în casă de marcat, da? Cu impozitarea bacșișului, aceeași nebunie care există și acum, a apărut și statistică, a încasat guvernul o grămadă de bani, de când a introdus măsura a incasat vreo 20 de milioane de lei. Adică nica toată, da? La 20 de milioane de lei din ianuarie până în prezent. Nimic. Adică banii pe care cheltuie guvernul, nu știu, 4 minute sau ceva mai puțin. Ce serios, lăsați-o, pula mea. Da, și campioane la încasări fiind, desigur, municipiul București, jumate din sumă încasată din București, la polul opus. Pentru că e suficient de proști să declare bacșișul. Exact, da. La polul opus fiind, desigur, campion absolut, județul Vaslui, cu 14.000 de lei livrați la bugetul de state din punctul. Cine pula mea declară Moldova bacșișul de te încăcat? Da. Deci, da. Crucea mătii de guvern, e banul meu. Asta plus că, bă, îți dai seama, proporțional și bacșișul în Moldova este mai mic. Bine, o fi mai mic, dar și rata de declarare este zero, da, păi dar normal, dacă îți las bacșiș 3 lei, mai și declar că îți dau 16%, bă, what, ce, maș, mă? Nici mă, costă mai mult procedeul de declarare decât... Da, oricum, panic pornul s-a diversificat, asta e clar în ultimele 3 săptămâni. L-am văzut astăzi pe tovarășul Glăvan, explicându-ne cum e de vină PDL, că pentru conducerea PSD-PNL și eram la modul... Băi, PDL nu mai există de 8-9 ani. Eram la modul același PDL care se bătea cu USL-ul Ponta, acum e de vină că PNL-ul conduce cu PSD? Da. Serios? Bă, Glăvane, las-o, pula mea! Trecem peste faptul că, din nou, PDL nu mai există de 9 ani. Nu, dar oamenii sunt acolo, dragă. Cred că jumătate au ieșit la pensie, că s-au schimbat generații. Ce l-a fript Budu, Sebastian Budu, în comentarii. Deci, da, ce mulți pedeliști sunt. Și au început să enumere pe toți miniștrii PNL. Da, așa, dragă. Ce mulți pedeliști sunt în conducerea PNL, ia. Adică, da, argumentul poate mai avea vreo logică prin 2019, dar acum, bă, a trecut prea mult timp. Au mai ieșit la pensie o generație, toată garnitura veche de pedeliști, bătrâni, morți sau la pensie. Nu mai, gata. Și noi aici nu e ca în Statele Unite cu senatori din 90 de ani. Nu, frate, nu. PNL e de vină. Nu. Plus că, da, am mai văzut tot din seria Panic Point pentru bugetari de data asta, dacă o să fie 200.000 de bugetari concediați ca economie la buget și hau-hau. 200.000 doar? Da. Doar 200.000? Da, trecem peste faptul că și dacă ar da mâine afară 200.000, abia ar face o diferență foarte mică la partea de cheltuieli a aparatului administrativ, dar hai să vă spun un secret pe care nu l-a omis inclusiv presa, care spune că expune minciunile PSD-ului, dar pe asta au arătat-o cumva. Nu, bă, și lor, sunt 200.000 de posturi bugetate care oricum stăteau neocupate și acum nu le mai bugetează și mută banii la altceva pentru că nu mai intenționează să le ocupe. Atât. Sigur nici, că... nici măcar nu mută banii dintr-un buzunar într-altul. Nu. Nu erau bani oricum. Nu erau bani oricum. Exact. Da. Dar fix așa e, da. Nu erau bani oricum acolo, da? Da. Deci nu-i că mută banii din buzunarul ăla în ălaltul, nu. Un împrumut pe care trebuia să-l facă, nu-l mai face. Exact. Sigur că și asta ajută, nu contest, dar bă, să punem măsura totuși în contextul său potrivit, atâta tot zic. Da. Altfel nu, PSD se dea afară 200.000 de bugetari. Băi, hai mă, ce naiba, adică... Nu, asta e una din chestiile consecvente. Am auzit o altă glumă bună zilele astea, ci că guvernul anunță că până în 2025 vom avea încă 300 de kilometri de autostradă. Aia e posibil, aia e posibil. Aia s-ar putea să se întâmple. Dar să dea guvernul ăsta 200.000 de bugetari afară, aia nu o să se întâmple, nu există așa ceva. 200.000 înseamnă cam... Nu, 25%? Nu, no. 20%. Mai puțin, 12, 10, 12, 13... S-a aproape 2 milioane de bugetare, mă. Ioi, ai de pula mea ce-o crescut ăștia. Da, da, da.
Asta zic că nu-i foarte mult. Da, nu, în fine, 10%, să zicem că 10% din buget ai. Păi voi vă dați seama ce ar fi în fața Palatului Victoria. Dacă chiar ar fi pe bune. Dar nu e pe bune, nu e cazul. Terminați-o pe prostii. Asta zic, nu iau banii acolo de la bun început. Deci dacă măsura asta era pe bune, a doua zi după publicarea ei, toate sindicatele din bugetarilor ar fi fost în fața Palatului Victoria. Na, aia 200 de mii dați afară și cu familiile lor iese de un protest. Iese de un protest. Bun, de mare calitate. Wow, de o revoluție, nu așa? Na, nu așa știi că nu-i pe bun. Nu e. Ce s-a anunțat asta ea? Transmite cineva direct de la Palatul Victoria cum inflă? Că nu, înseamnă că nu s-a întâmplat. Și nici nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Lăsați-o în pula mea. Nu. Da. Tot pentru că e campanie ANPC, că cred că asta este știrea, nu știu, cred că a zis că a început campania, nu știu, găsesc un titlu potrivit pentru episodul ăsta, că ăsta e da. Tot episodul, segmentul intern, a început campania, dar nu s-a dat asta la televizor, dar se dau elemente, că indică. ANPC, ce-mi place numele ăsta, ANPC, NPC, basically, cred că ar trebui la ANPC să le zicem NPC de acum. Da, profit.ro, NPC, amplă acțiune de control a sistemului bancar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o amplă acțiune de control. Este un bancar care va fi derulat în mai multe etape. Mai întâi vor fi verificate contractele de împrumut emise în perioada 2004-2010, după care vor fi controlate cele dintre 2014 și 2020 și mergând ulterior până în prezent, comisarul urmărind în principal cum s-a făcut publicitate la credite și dacă au fost prezentate clienților toate riscurile. Controlul este lansat. Deci, băi, nu există așa ceva. Deci unde e nasul ăsta? Eu am uitat să-mi iau năsul, deci așa. Deci practic toate băncile vor fi amendate pentru toate contractele de împrumut, da? Controlul este lansat în momentul în care băncile au început să câștige procese împotriva ANPC privind recalcularea ratelor la credite. Vor fi verificate și contractele de credite emise din 2010 după ordonanța de urgență 50 până în prezent. Actuala tematică națională de control urmărește în principal verificarea modalității prin care băncile au realizat publicitatea contractelor de credit, cu cercetarea tuturor formelor de publicitate a felului în care băncile au încheiat contractele de credit și au acordat și derulat aceste credite, cu respectarea prevederilor legale și a celor specifice activității, a celor de informare privind riscurile specifice asociate, wall of text. Așa, și dacă s-a dat corect costul creditului, dobânzi, comisioane și combaterea practicilor incorrecte ale comercianților în relația cu consumatorii, fără a se limita la aceasta, a mai precizat IMPC. Deci fiecare contract va fi amendat. Deci vine NPC și caută ce? Ziarele locale de la, din 2004, nu? Băi, asta cu 20 de ani, vă auziți când vorbiți, adică cât e credit? Contractele de publicitate le caută, că alea trebuie să conțină inclusiv elementele de... De conținut, dar nu, nici vorba. De fapt, da, nu, că nu. Acum le conțin. Dar nici acum nu le conțin în majoritatea timpului, că nu e obligatoriu. Sunt care scriu, dar nu e obligatoriu. Păi aia, că foarte mulți le scriu ca să nu existe dubii. Dar era practică extrem de rară în 2004, nici băncile, nu? Că știu că am intermediat asta e una, doi, cu bănci, aia cu prezentat cu... corect, riscurile și... Riscurile și costurile... Păi da, este prezentat în contract, dacă clientul da, nu știe... Da, scrie dobândă variabilă. Da, acum nu-mi place să ia pe ăștia de la bănci, în general mă bucur când își iau la muie ăștia de la bănci. Nu, frate. But, gândește realist, cum am putea într-un anunț la mica publicitate sau chiar și unul de la mai mare în colțul ziarului, dacă vorbim de 2004, în 2004 lumea citea ziare pe hârtie, da? Cum poate să scrie acolo toate condițiile posibile și imposibile care pot apărea? Nu, ei probabil se referă la prezentarea riscurilor când încheiai contractul în persoană. Păi da, aia nu mai e treaba ANPC, este treaba instanței care a tot făcut-o în ultima vreme. Da? Aia una. Doi, e o prostie. Nu poți să ai pretenția de la o bancă sau de la un ofițer de credit să-i prezinte clientului toate costurile când clientul negociază un contract cu dobândă variabilă. Că cu aia n-are cum să știe ofițerul ăla de credit ce o să întâmple peste 2 ani. Nu-i mama omii, da? Nu scoate globul de cristal. Spune, vine o recesiune peste 4 ani și 12 și 10 luni și atunci Fed va crește dobânda acolo și Banca Centrală Europeană va face asta și drept urmare... Sunteți nebuni? Ce?
nebuni? Cum verifici tu dacă i s-au prezentat toate riscurile clientului? Că da, ei ce publicitate au publicat, ok, dar acolo este o întreagă discuție, pentru că... Când riscurile sunt trecute în contract. Da. Majoritatea clienților... Nu-și citesc contractul. A cui e vina? Păi a clienților. Da. Da. Să stai să-i prezinți clientului absolut toate riscurile posibile din contract... Și o spun ca om care a fost coordonator de vânzări la BCR. Câte săptămâni a durat pe client? Am încercat o chestie de genul ăsta cu cineva care mi era foarte apropiat. A durat o săptămână. No. În fiecare zi câte o oră. Ca să calculăm toate riscurile posibile și toate costurile care ar putea genera din acele riscuri. Da? Nebunie. Tu vrei să-mi spui că ceva ofițer de credite plătit cu minimum pe economie o să-și piardă 7-8 ore cu un client? Ca la final clientul spună că îi spai prea mult și nu mai semnează. Ce? Ești mă pula mea de aici. Plus că aici mi se pare că din nou nu-mi place să ia pe ăștia de la bănci, dar între ăștia de la bănci și orice instituție a statului prefer pe ăștia de la bănci. Din simplu motiv că alternativa este mult mai rea. Aici ANPC își iese din matcă. Din atribuții. Din atribuțiune. Sare din atribuțiuni masiv. Păi nu-i treaba ta asta. Înțelegeam dacă exista un anumit consumator care să plânge că X sediu de bancă, X ofițer de credite, X instituție bancară s-a comportat nasol, l-a tras pe pix. Ok, bun, de acord, acolo e rolul ANPC să verifice și dacă e cazul să sancționeze. Da, să iei tu toate contractele din ultimii 20 de ani. Ce? Ce mă? Ce mă? Unde mai pui că cadrul legal era complet diferit în ianuarie 2004 față de august 2023? Dacă vă aduceți aminte, până prin 2008, așa, se dădeau credite doar cu buletinul, da. Da. Și cu dobândă anuală efectivă de 70%. Și tu vrei să-mi spui mie că o să iei toate creditele alea la... Că modul cum s-au prezentat ele în publicitate și... Știu? Ieși în pula mea de aici. No, asta este din zona, s-a făcut ceva ca să mulțumească... Asta pe lângă faptul că faci chestia asta de-a dracului, pentru că deja instanțele au început să spună mai timpul la mea că te-ai băgat prea tare. Te-ai băgat prea tare, dar ți-ai sărit în atribuțiune. Vezi că nu-i atribuția ta să, să ceva. Da? Și pierzi procese pe bandă rulantă. Și o să continue să că nu e unul, două, zeci, sute de procese care au fost pierdute de ANPC. Pentru căcaturi de genul ăsta. Recent s-a pronunțat sentință cu o bancă care nu mai există între timp. Da, ca să înțelegeți. Deci foștii acționari de la Bank Post, care Bank Post acum e parte din Banca Transilvania, yeah, dar și nu mai există brandul Bank Post. Dar foștii acționari au argumentat cu succes în instanță că unul din motivele pentru care au fost nevoiți să vândă în pierdere, zic ei, nici nu are importanță dacă e adevărat sau nu, a fost tocmai abuzurile, a fost determinat tocmai de abuzurile în MPC. Și instanța a fost parțial de acord. Ghinion. Știi? Adică n-aș poate. Da? Și tu vrei să spui că reprezinți consumatorul. Păi consumatorul n-a fost supărat. După cum recunoaște comunicatul. Nu există o serie de reclamații ale consumatorilor de pe urma cărora încep investigația. Nu, se autosesizează. Deci consumatorul nu a zis nimic. Dacă n-a zis nimic, se prezumă că a fost mulțumit, nu? Că așa funcționează. Da, foarte bine. Nu, este a făcut ceva. E căcat electoral, s-a dar nu ceva. Spun că e electoral. Că... Nu, s-a făcut ceva. Dom'le, instituțiile funcționează, cum zice Iohannis, autoritățile și fac treaba și da. E din registrul amenzilor pentru deplasare. Da, s-a făcut ceva. Că după aia pierdem tot în instanță, da, dar pierdem în instanță în 2027, când nu mai ține minte nimeni. Au fost deja alegerile, who gives a shit at that point. Plus, mai are un rol să mulțumească factura, facțiunea, e prea cald, lui Zamfir.
Zamfir, da. Care el are un dinte pe asta Tarsus cu băgi. Daniel Zamfir. Daniel Zamfir, da. Care între timp a avut bunul simț să înscrie în PSD. Multă vreme nu era în PSD și era chiar de ampulea căutați de episodul nostru mai vechi când spuneam că ai scrie-te-mă în PSD, bă, adică tot știm toți că ești PSD-ist, e ok. Da. Adică, între timp a urmat sfatul care a venit. Da, da, s-a înscris în PSD. Foarte bine, mă bucur pentru dânsul, în sfârșit a ajuns acasă. Dar dânsul, a avut măcar verticalitatea să-și asume, să-și asume faptul că e PSD-ist, da? Nu-i, e perfect legitim și legal să fii PSD-ist. Nu de altă, dar de PSD-ist l-au dat afară din PNL, da. Pe vremea lui Orban, dacă vă mai amintiți, da, da, da. Și una dintre puținele decizii a lui Orban ca președinte al PNL, care era complet de necontestat, era evident că ai PSD-ist, adică știa toată lumea, inclusiv el, dar din ceva motiv tot insista că nu, domnule, că nu e așa, că hai mă, plec de aici. În fine, domnul Zamfir are electoratul său, cred că ar fi undeva la 0,7 puncte procentuale din scorul PSD, este pentru că domnul Zamfir și prietenii lui. Și acel 0,7 s-ar putea să facă diferența între cu cine faci coaliția după 2024. Și atunci vrei să-l mulțumești pe ăla ca să vină și ăla cu al lui 0,7. Că doar toate partidele, mai ales partidele mari, și aici în special mă refer la PSD, la PNL și la AUR, partidele mari, da? Toate sunt coaliții, de fapt, de diferite grupuri, grupuri de interese. De interese. Da, sigur că da, sigur că da. Până și USR, care e un partid mic acum. Sunt varii formațiuni mafiote aliate sub același don. Sigur că da, sigur că da. Și nu glumesc cu nimic la faza asta. Și adică nici măcar nu e obligatoriu să fie mafiote, că sunt unele care sunt de facțiuni de bună credință, dar care preferă să lucreze cu donul ăsta și nu cu donul ăla. Adică, da, gen, de asta zic, grupuri de interese mai mult decât facțiuni mafiote. Gen premierul Italiei și Dragheta cu da, Lega și cu Cosa Nostra. Sigur că da. A, așa funcționează. Bun, și pentru că tot în campanie, BND Media, Claudiu Târziu, AUR va concedia 500.000 de angajați în administrația publică dacă ajunge la guvernare. N-avem niciun fel de cârdășie cu oamenii care au uitat pe liste de partid în instituții publice. Bă! 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 Traducere. AUR nu vrea să intre la guvernare. Ok, fair enough. Adică, da. Da, eu am o întrebare. Pula mea e licitație cu cine concediază mai mulți? Să știi că nu, să știi că nu. Care dă mai mulți? Afară? Dar să știi că nu-i rău. Adică așa a fost și în 2016 și până la urmă nu ne-a fost rău din punct de vedere economic. În 2016, dacă mai țineți minte, campania pentru parlamentare așa s-a purtat. PSD-ul promitea că scade taxe și PNL-ul promitea că mai bine întâi dăm afară bugetar și după aia scădem taxe. Și a câștigat PSD-ul, care chiar a scăzut taxe, adică n-a mințit, știi? Din punctul ăsta de vedere. Că a guvernat haotic și a, ok, bun, asta e standard la PSD. Așa e bine și aici. Eu n-am apucat să citesc desfășurătorul, că am fost super prins. Pentru mine... Dacă mă crezi, nici eu n-am citit-o desfășurătorul, deși eu l-am scris. Da, da. Da, deci AUR nu vrea să intre la guvernare, da. Claudiu Târziu zice că dacă formațiunea pe care o reprezintă ajunge la guvernare, reprezentanții vor lua măsuri pentru concedierea 500.000 de angajați din administrația publică. El explică faptul că numărul a fost calculat având în vedere că din anul 2000 până în prezent numărul angajaților din administrație a crescut de la 800.000 la 1,3 milioane, subliniind că vor fi concediați acei bugetari cu cardet de partid care nu-și găsesc utilitatea în sistem. Astfel de reformă cu aceste partide nu e posibilă. Tocmai ele au împărat aparatul bugetar cu tot felul de clienți politici pentru că au avut nevoie de sindicuri ca să răsplătească loialități politice. În 2000 funcționa statul român cu 800.000 de funcționari publici Otova. N-a crescut numărul militarilor, a scăzut. Nu a crescut numărul polițiștilor, a scăzut. Nu a crescut numărul medicilor sau asistenților, ci din potrivă avem deficit, după cum vedem atâtea cazuri nenorocite. Ce a crescut? A crescut numărul funcționarilor din administrația publică, centrală și locală. Cum? Că am avut nevoie? Nu, pentru că am pus 10 să învârt aceeași hârtie ca să-și ia niște bani la stat. Sigur, pentru că aveau carnet de partid. Asta trebuie curățat. Cum să curezi dacă tu depinzi de voturile acelor oameni? PSD și PNL nu vor face niciodată o astfel de reformă, zice Claudiu Târziu. Întrebat în context dacă AUR va face concediere în rândul angajaților în situația în care ajunge la guvernare, i-a spus că e dispus să concedieze jumătate de milion de angajați din aparatul bugetar. Am zis și o să o facem pentru că pe noi nu ne leagă nimic. Nu avem nicio cârdășie cu oamenii care au militat pe liste de partid în aceste instituții. Vom pierde voturile acestora care oricum se duc la partidele respective și vom câștiga voturile românilor care așteaptă o reformă reală în statul român și așteaptă pe cineva să-i ducă la prosperitate și să-i scoată din sărăcie. Am mai auzit undeva filmul ăsta cu Iolan Scris. Caută manifestul MPP că e identic în
Da. Bun, unde eram? Așa, am promis 500.000, dăm afară, numai pe aceia cu carte de partid care nu-și găsesc utilitatea. Că așa rezultă din calculul pe care l-am făcut noi. Ce, acum cu 1.300.000 funcționează statul român mai bine? Nu, zice Claudiu Târziu. Da, pe fundal Simion face direct campanii pentru europarlamentare, zice tuturor Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Da, deci, da, deci Doamne, dacă intră în campanie cu chestia asta, jur că le fac campanie și votez. La europarlamentarii votez sigur, indiferent. Am văzut că și-au prezentat lista pentru europarlamentari. Nu, nu, la locale și la parlamentari. La locale sigur, nu-i votez. Dacă intră în campanie cu asta, mai mult. Vai de pula mea. Deci da. Cum, frate, nu... Băi, deci mega amuzant. Deci, da. Da, da. Cred că campania lui Aur este de centru-stânga, adică... Bine, Târziu are dreptate în ce spune pe fundal. Da, 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 da. Da, n-a crescut nici numărul militarilor, nici în instituțiile necesare n-a crescut numărul de angajați. Adică armată, poliție, justiție, că restul nu contează, restul nu sunt necesare. Adică... Bine, el pune și sistemul de sănătate. Da, nu sunt de acord. Nu, acolo te scad la zero. Ok, lasă-l așa, că e Ceaușist. Dă-l în pol. Dar n-a crescut numărul. Nici gândești, în învățământ. Și când te gândești, Claudiu, cel mai puțin Ceaușist din tot frate. Doamne, ferește, ce clasă politică. Nici în învățământ n-a crescut numărul de angajați. Cred că, nu știu, uite, nu știu. La învățământ chiar nu știu. Dar urmează să aflu că mă interesează. Dar deocamdată n-am aflat. Sau ce, măcar nu la modul... Nu spectaculos față de administrație. Parcă ar fi crescut cu 10.000 de oameni în ultimii ani. Poate. Populația a scăzut în ultimii 20 de ani. N-ar trebui să aibă o administrație centrală mai mică? Sau măcar la fel de mare ca cea din 2000? Deci, da, omul are dreptate, are perfectă dreptate pe ceea ce spune. Un singur lucru greșește, cifrele lui sunt puțin greșite. Dacă ai da afară astăzi 500.000 de bugetare, abia ai ajunge la nivelul de pe vremea lui Emil Boc. Deci la 1.100.000. 1.100.000 și ceva, da. 1.200.000. His numbers are a bit off. Dar în afară de asta... 1.300.000 sunt doar cei angajați la statul de pe statul de plată al guvernului, nu și cei din descentralizate. Nu, și o parte din administrația locală. Nu și cei cu contracte. Contractorii nu sunt incluși în cifra asta. Da. Nici subcontractorii, care sunt tot bugetare, dar care nominal apar ca firme private. Aia nu apar. Na, na. Și... mai sunt o căruță de alte firmulețe cu contracte doar cu statul, da? Sigur că da, pe și-aia sunt bugetare, dar nominal apar ca firme private, da. Afară. Da. Adică mai taie din contractele cu statul, dă-le dracu. Da, Doamne Dumnezeule, câte ceasul e campanie. Da. Ce remarc este că există un partid parlamentar de România care încă nu face campanie. Da, deci am zis de aur, 25 de PNL, Digi24, Alina Gorghiu, matematic în perspectiva unei viitoare guvernări comune, mult mai eficient ar fi să candidăm separat de PSD. Ministrul Justiției și președintele PNL Argeș a declarat că ar fi bine ca PNL și PSD să candideze pe liste separate în 24. Aceasta a spus că în perspectiva unei viitoare guvernări comune ar fi mai bine ca cele două partide să aibă candidat separat. Totodată ea a criticat PSD că nu-și dorește comasarea alegerilor. Gorghiu a mai precizat că o alianță cu Aur este exclusă, formațiune despre care a spus că este un partid extremist care nu are niciun fel de substanță și niciun fel de proiect, ci generează non-stop scandal și circ. Bă, de acord cu tine până la un punct, dar uite, Aur mi-a dat o cifră precisă. Dăm afară 500.000. Voi dați mai mult? Care dă mai mult? Care afară. Afară. E prematur, încă îmi permit luxul să vă prezint opinii personale, pentru că nu s-a discutat la nivel de PNL această perspectivă, pe care de altfel nu o poate exclude nimeni. La cum funcționează coaliția, scenariile probabil în laboratoare se discută. Eu vă spun ca membru de partid vechi al PNL că mi-aș dori candidaturi pe liste separate. Cred că fiecare are un electorat specific, fiecare are mesaje care de multe ori nu se suprapun. Uitați-vă la măsurile fiscale și la partea economică și vedeți că viziunea PNL, pornind de la cota unică până la taxare, este diferită față de cea a PSD, motiv pentru care cred că fiecare dintre noi, fiecare actor electoral trebuie să se adreseze și să capaciteze electoratul pe care le reprezintă, zice doamna Gorghiu. Salteluța nu a aflat că PNL-ul nu mai are aceeași pulă pe care o suptuia ca să intri în partid. Adică politica lor economică e identică cu a
PSD-ului. La cred că ea nu știe încă. Senatoarea a precizat că din perspectiva ei separarea de PSD este varianta ideală. Și matematic cred că în perspectiva unei viitoare guvernări comune ar fi mai eficient să candidăm separat decât împreună. Ca președinte la PNL Argeș, să știți că asta ar fi opțiunea mea și asta voi exprima în interiorul partidului când se va pune în discuție strategia pentru 24. Ea a mai declarat că îi pare foarte rău că PSD nu a înțeles că e necesară o suprapunere a alegerilor în condițiile în care peste jumătate din anul viitor va fi an de campanie electorală, pre-campanie și scrutinuri. Nu, 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 tot anul viitor, că a început de acum. Ce-a mai rămas din 2023 și întreg anul 2024 este... Este doar campanie, doar și campanie. Catering. Da, bineînțeles, da, de asta plăc mie anii electorali și da. Că de asta, într-un fel, nu mă supără că acum alegerile sunt decalate. Că bun, în 2024 cad toate deodată. Dar după aceea, următorii 20 de ani, iarăși cad decalate și poate ai campanie în continuu, ceea ce este foarte mișto. Dacă privești politica cinic, cum privim noi, este foarte mișto. Dacă îmi permiteți să vă spun și eu o supărare legată de discuțiile din coaliție, aici o citesc pe Gorghiu, îmi pare foarte rău că PSD nu a înțeles nevoia suprapunerii alegerilor, aici cred că Digi24 sunt analfabeți, veți simți la nivel de administrație din Călăraș, a fost la o conferință de presă din Călăraș, de asta zice așa, veți simți la nivel blocajul instituțional general de patru tipuri de alegeri, va fi mai bine de jumătate de an campanie electorală și pre-campanie, mai zice ea, bun. E incredibil că Alinuța continuă să persevereze prostia asta cu masarea. Dacă nu mă înșel, stimată CCR a spus muie, mă. Da, stimată fă doamnă. Nu PSD-ul ți-a blocat inițiativa, ci Curtea Constituțională aia numită de șeful tău. Că între timp nu mai e aceeași Curte Constituțională din 2020. Între timp Iohannis și-a mai pus oameni de lui acolo. Că așa e procedura. Nu e nimic. Dar șeful tău o numit acolo. Și aia toți în unanimitate au zis, nu așa. Nu este, nu se poate. Nu se poate. Și toată lumea a fost de acord. Nu-ți primești. Da, nu-ți primești, da. Și toată lumea a fost de acord, inclusiv șeful tău. Și tu ții în langa cu din astea, că domnule, că PSD-ul, că comasarea, că... Bă, bun, de acord, nici PSD-ul n-a avut-o pe asta cu comasarea. De acord. De fapt, n-a avut-o nimeni, în afară de tu și 5 prieteni. Dar în sfârșit, treci în PSD. Băi, eu înțeleg de ce vrea ruperea de PSD. Ca să-și asigure un loc pe liste, ar trebui să fie numai cu unul, nu cu doi odată, și cu PNL și cu PSD. Și la cât e de nătângă... A, mă, dar nu cred că se pune problema ca Alinuța să nu prindă un loc pe liste la PNL Argeș, că e președintele PNL Argeș, doar ea face listele. Să pune pe ea prima și nu cred că nu scoate 5% PNL-ul în județul Argeș, scoate mai mult de 5%, dă-o dracu, cât să intre ea. Am o restul Ghidion. Mai apare un filmuleț ca ăla cu Ana Birceal. Să știi că a funcționat. Ana Birceal a fost realeasă după ce a avut filmulețul ăla. Adică... Păi nu, toți bărbații au votat. Da, așa da, așa se face. Uite, fată care știe ce vrea. Așa se face. Da, o muie de Doamne ajută. Fix. Da. Altfel, ce să zic, hai să zicem, da, din perspectiva PNL, Alinuța are dreptate. PNL ar scoate mai multe voturi dacă ar candida separat decât dacă ar fi pe listă comună cu PSD, așa cum au fost în 2012. Ne aducem aminte, da, în preistorie, înainte de colectiv, cu 3 ani, cu exact 3 ani înainte de colectiv, în noiembrie 2012, când s-a luat oficial decizia asta, nu că nu se știa de la începutul 2012 că așa va fi, au candidat împreună, da, Uniunea Social-Liberală. Și partea de PNL-ul și-a luat muie. Da, și partea de PNL din Uniunea Social-Liberală a scos mai puțin decât scosese în 2008 din postura de junior partner a PDL-ului. Bine, Alinuța știe că după aia PNL a plătit ani de zile. Plătește și astăzi. Alianța cu PSD de atunci. Sigur că da, sigur. Și au mai făcut-o odată. Da, și ea fiind în PNL, are vă 20 de ani de când e în partid, deci ar trebui să cunoască lucrurile astea și sigur le cunoaște. Mai lăsăm la o parte mimurile cu Salteluța, sigur cunoaște lucrurile astea, că măcar a fost la aceeași cameră. Și acum da, avea gura ocupată, nu știu urechile, adică, nu mă zic. No. Ca să fie Alinuța și să ai loc pe liste, trebuie să fii în aceeași cameră cu ea. Că nu funcționa videochatul ca astăzi. Atunci doar cânta Paraziții cu curvele vreau să începe pula conectate la 3G. Da. Ioi, da. Paraziții concentrați în metropole, da, luați și căutați. Da, o piesă care are 20 de ani și zici că e scrisă despre astăzi, în prezent. Deci, o piesă înainte de vremea ei. Da, Cătălin întotdeauna a scris piese bune și... Când vrea. Când nu vrea, nu vrea. Când nu vrea, nu vrea. Când nu vrea, no. Dar când vrea, da. Mai scoate și pentru... Și pentru restul lumii. Dar da, concentrați în metropole a fost o piesă înaintea vremii ei, în principiu.
E mai degrabă foarte bună pentru viața din 2023 decât pentru 2004, când a apărut. În 2004 nu s-a aplicat. În sfârșit, da, deci din punctul ăsta de vedere, Alinuța are dreptate. Ar fi mai bine pentru PNL dacă ar candida pe liste separate, de aia eu sunt un mare fan al listelor comune, pentru că orice este nasol pentru PNL este bun pentru țară. Acum, din punctul de vedere al PNL, și asta, mă rog, nu știu dacă o știe Alinuța, cred că o știe, că, din nou, nu contest faptul că e bine informată cu știrile din partidul ei, ori o știe și nu o spune, ori poate chiar nu o știe, deși mă îndoiesc că nu o știe. La PNL, teama principală este ca nu cumva să scoată un scor prea mic și să nu ajungă pentru o guvernare cu PSD. Caz în care PSD nu va avea niciun fel de problemă în a face alianță cu oricine, și nu cu PNL, ca să guverneze. Literalmente cu Simion. Dar cum să nu, da? O coaliție PSD-UDMR nu este exclusă. Să ne înțelegem. Cine crede că așa ceva nu se poate, s-ar putea să aibă o surpriză foarte neplăcută. Vocile din interiorul PSD nu doar că nu neagă posibilitatea asta, ci nu exclud, există voci care chiar și-ar dori da. Coaliția asta, pentru că măcar AUR nu au aparatul necesar să pună prea mari probleme, să pună presiune prea mare pe guvern, și atunci pot fi ținuți în... cu o lesă destul de scurtă, într-o lesă foarte scurtă, și se poate descărca în capul lor. Da, dacă merge ceva nasol, partenerul de guvernare îi devină ghinion. Parcă nu face PSD-ul tot timpul din astea. N-a făcut așa și cât a fost Ciucă premier. Adică a decontat PNL-ul, ne-a spart toate PSD-ismul. Face și acum, oricum. Face și acum, da. Dar acum e un pic mai greu. Ciolacul la PSD și e premier, da? Dar câtă vreme a fost Ciucă, aoleu, toate Ciuc, toate carele de oale sunt despus la aceeași măciucă. Da, uite, de exemplu, facțiunea lui Olguța de la PSD ar fi foarte mare fană a unei alianțe cu AUR. Să nu uităm de unde vine Olguța, sigur că da, pe de acolo, da, doar în aceleași cercuri. La un moment dat au fost aceleași cercuri. Sigur, Simion era în clasa 7 atunci, da. Colegii lui Simion erau în politică și atunci. Și erau în cercurile lui Olguța, da? Adică sub ordinele tribunului. Tribunului, da, și cu ideologia scrisă de Olguța. Că Olguța a fost ideolog la PRM, by the way. Asta nu știe multă lume. Da, dar informație publică, scrie pe pagina ei de Wikipedia, nu e un secret, adică serios. Ah, dar stai, presa nu mai citește nici Wikipedia mai nou. Dude. Da, e în preistorie, știu, e cu 11 ani înainte de colectiv. A ajuns până și Neacșu să-și dea seama că e nevoie de școală. Ajutătoare de jurnalism, da. Plus că, na, ce zic, aici asta era cu 11, 12, 13 ani înainte de colectiv, deci e super în preistorie, da. Paleolitic. Da, acolo, înainte de mezozoic, undeva așa, prin Cretacicul târziu sau ceva. Da, nu cred că nu trebuie să fac glume cu Cretacicul târziu, cred că lumea mai referă la Claudiu sau ceva. Da. Sau la colegii lui Claudiu. La colegii lui Claudiu. Mai ales unii dintre colegii lui Claudiu. Vezi, Georgescu. Da. Bun, am zis de PNL, zicem și de PSD, nu? Adevărul, alegeri 2024, ministru Căciu adoptat de PSD Dolj, că vorbeam de Olguța, care va deschide lista de deputați. PSD Dolj deja și-a anunțat o parte dintre candidații la alegerile din 24, fiind vorba atât de locale cât și parlamentare. Observați, europarlamentare nu, pentru că la partidele serioase, who the fuck cares. Cea mai surpriză a fost cooptarea lui Adrian Căciu în organizație, fiind deja stabilit drept cap de listă la Camera Deputaților. Toate anunțurile privind planurile PSD 20 pentru anul electoral 24 au fost făcute de Claudiu Manda, adică bărbatul lui Olguța Vasilescu. Din stat, Manda a subliniat că e susținut tot Cosmin Vasile pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean, iar la primăria Craiovei rămâne nevastă sa Lia Olguța Vasilescu. De altfel, Vasilescu a plecat pentru o funcție la centru în mandatul 2016-2020, când a fost deputată și pentru o perioadă și ministru al muncii, când se confrunta cu un proces în care era acuzat de fapte de corupție, chiar ce se mai aude de la. Până la urmă dosarul a fost clasat. Serios? Olguța ajunsese atât de influentă în perioada Dăncilă încât a fost la un pas să fie ministru al dezvoltării și vicepremier, dar Iohannis s-a opus sub pretextul că faptului că nu are pregătirea necesară. O funcție de vicepreședinte de CJ va primi în 24 și Antonie Solomon, fost primar al Craiovei, acum tot secund la Consiliul Județean, dar din partea Partidului Ecologist. Până la mutarea comunistul luminat, nu? Nu, e Adrian Solomon. Ăla e
aia, da, nu, Antonie da. Solomon, fostul primar al Craiovei, da. Cât era Olguța ocupată la București. Da, nu, nicio legătură. În același partid, într-adevăr, dar nu sunt rudi, coincidențe de nume și, da. Până la, s-ar putea ca Antonie Solomon să fie comunist pe bune, spre deosebire de Adrian Crăilac. Până la mutarea în Dolj, Căciu era apropiat de PSD Buzău, fiind angajat al primăriei Buzău și specialist al partidului pe finanțe, înainte de a ajunge ministru. Prin mișcarea cuplului Manda Vasilescu, PSD de Dolj ajunge să aibă iar o persoană în guvern. Anterior, cei doi au fost susținători al lui Marius Budăi, chiar dacă fostul ministru al muncii era din Botoșani. Acum susțin surse din PSD că cei doi se asigură că la Ministerul Integrării și Proiectelor Europene va sprijini județul Dolj, mai ales în contextul în care vin fonduri pe zona PNRR. Așadar, nu e doar bunăvoință, ci și calcul politic și electoral. No shit. Adică, cum funcțiile sunt pe bază de calcul politic și nu pe bunăvoință? Ioi. Dar sunt șocat de chestia asta. Deci PSD și Aur au mutat deja, PNL zice că mută luna asta în Salinuța și o cred. USR? Voi? Nu? Nu? N-am auzit nimic. Cine e pe primul loc în lista la europarlamentare la USR? Știe cineva? Hai că pentru voi europarlamentare la trebuie scurtezi. Da. Nu de alta, dar e singurul loc în care puteți scoate și voi un scor, da. Un scor decent. Nu, nicio, din tabăra USR se aude cri, cri, cri. Bă, dar cri, sunteți toți la Antold și n-aveți da, mă, da, corect. Sunt pe pastile acum, oamenii erau timp de bă, campanie. Cred că dacă face lista fiind pe pastile, e și poate mai bine decât când o fac serios, adică. Nu, că riscă să-l pună pe George Simion pe cap de listă. Ar fi asta un lucru atât de rău, adică l-au avut pe Cioloș, adică tăticul lui Simion, că tot la Vatra Românească e și ăla, nu? Adică, USR a ținut vot național pe întins pe o săptămână să vadă cine este. Ca să afle cine este pe locul 2. Da. Adică, de aia zic, dacă le-ar face unul pe pastile la Antol, a ieșit lista mai bună. Cât e o poate să fie? Adică... Da, nu, aparent nu. Băieții din USR s-au ocupat uite, după țâțele lor de la Antold. Bă, unele citit arată bine, e drept, dar multe nu. Dar adică... eu nu mă refeream la Gagici. Da, corect. A zis după țâțele ălora. Da. E drept, și din ălea, da. Nu e amuzant, dar nu recomand o excursie. Bă, dar la USR se practică. La USR se practică, da. De altfel, când e Antold, e singura perioadă când chiar stau neironic în casă, pe lângă faptul că e cald de mor, dar unde dracu să mă duc, e degenerat peste tot, aștept să termin festivalul, spus și o să ies din casă. Da. Nu, serios, ce face USR-ul? Adică toate celelalte partide și RMDS, dar numai că RMDS mă interesează mai puțin, că oricum sunt cam aceiași oameni care se tot rotesc toate funcțiile la RMDS, nu e un fluctuație de personal așa de mare ca la celelalte partide. Nu, n-au turnover foarte mare. Exact, da, nu au turnover foarte mare. Bă, dar la USR, bă, nu știu, pe bune, cine e pe primul loc la lista la europarlamentare sau măcar cine e considerat să fie pe listă, bănuiesc că Ghinea o să fie unul dintre ei, dar da, pe ce loc, cât se așteaptă, ce strategie, nimic. Și inițial am zis că, bă, poate au zis ei și nu știe presa. Sau nu s-a zis în presă, sau n-a preluat presa. Și am sunat și eu un prieten, că încă mai îmi răspunde câte cineva de la USR, cât mi-o mai răspunde. Nu că s-a supărat pe mine, dar vor să plece din partid, că am toți pe care îi cunosc. Ori au plecat deja din partid, vor să pregăte să plece. Dar mie îmi place că articolul spune că, vai de mine, că Lia și cu Manda l-au susținut pe Budăi în shit, deși ăla era din Botoșani. Și dacă? Dar era din PSD. Una că era din PSD. Budăi, bun prieten cu Doinița. Da. Voi știți cine e Doina Fedorovici, nu? Păi Doinița n-a fost colegă cu Olguța la primele școli de vară la început, doar el le-a organizat. Și președintă organizației de femei, da, social-democrate. Da, unde a fost adusă, mi se pare că chiar unde a fost adusă prima oară, Olguța, Lia. Da. Așa, da. Adusă, ghiși de cine? Păi da, sigur că da. Păi nu se putea face peste natural Doinița. No. Sigur că da. Normal că l-au susținut pe Budăi, că era trimisul lui Doina în pula mea. Da. Era omul lui Doina. Astea două sunt bune prietene. Voi cum credeți că știm noi o căruță de chestii din PSD? Și nu numai asta, dar... Eu v-am mai spus de unde am învățat eu propaganda. Și nu numai asta, dar da, este și pe bani. Adică și e pe bani, nu doar și în sens... Și e pe bani mulți. Mulți, da, exact. Mulți. Suficient de mulți încât să dezvolte și județul și să-și ia și toată lumea parandărătul. Că despre asta e vorba până la urmă. Da. Și Doljul chiar are nevoie. Că... E și poziționat prost pe hartă, nu trece nimic pe acolo. Da. Toate drumurile trec pe la București, Cluj, către vest. Păi da, majoritatea țărilor au dezvoltare nord-sud sau est-vest. România are nord-vest-sud-est, pe diagonală. Tot ce e pe diagonală, da, între Oradea și Constanța e dezvoltat. Ce e în afara diagonală e ghinion. Shoot. Da.
Doljo are nevoie, în punctul meu, are nevoie. Beleormanul la fel. Dilioorman, da. Dilioorman. Săracul Liviu Vasilică, dacă a auzit cum a ajuns poreclii județului. Păi da, ce? Așa se numește cealaltă jumătate a Dilioormanului. La Bulgaria s-o păstrat de numirea originală din Imperiul Otoman. Nu se cheamă Dilioorman și acum. Da. De unde vine adjectivul diliu, da? Și nu, substantivul, da, am zis bine. Da, pentru că erau neguvernabili. Exact, da. Da. Și ziceam, deci toate partidele încearcă să mute, să-și pregătească, să creioneze niște strategii, să dea, fie și dezinformare, dar să dea ceva în public, uite, cam așa am vrea să facem ca să ceva. La USR, câi. Dar uite aici, Pic Userism, BND Media, proiect de regulament pentru cei care vor să cânte pe străzele din Timișoara. Vor da examen și trebuie să-și mute locul din oră în oră. Eu am crezut că e Times New Roman, știi, asta spun sincer. Consilierii locali urmează să valideze prin vot un proiect de hotărâre propus de administrația locală prin care se dorește reglementarea activității artistice pe străzile orașului. Dacă va fi votat nou regulament, nimeni nu va mai avea voie să cânte, să danseze sau să performeze în orice fel pe străzile Timișoarei oricând, ci doar după un program bine stabilit și doar după dacă a luat examenul. Iar asta pentru că noul regulament prevede că orice artist stradalte să treacă mai întâi un concurs să fie pe străzi doar după un orar bine definit. Pentru a se asigura că pe străzi nu cântă orice afon, reprezentanții casei de cultură a municipiului Timișoara le dau examen artiștilor amatori. Trebuie să primească cel puțin 7 pentru a cânta prin cartiere și minimum 8 ca să prindă zona centrală. Iar la examen cântăreste să vină cu cel puțin 10 piese, actorii cu 3 momente teatrale și dansatorii cu 5 coreografii. Conform documentului, evaluarea specialiștilor nu poate fi contestată, iar artiștii respinși pot fi reevaluați doar în cadrul următoarei secțiuni de selecție. Cântăreții n-au voie să repete piesele, iar artiștii trebuie să schimbe locul din oră în oră. Pic userism asta, deci... Bă, am și eu o întrebare. Și să mor dacă nu e serioasă. Bă, v-ați inspirat din Filantropica? Să-mi bag pula dacă nu. Deci numai acolo era ăla cu cortina, cu cortina și domnul care decidea unde. Și dansatul cu socoteală. Când atunci de acolo vine și gluma cu două ou socoteală. Jesus fucking Christ. Imaginează. Bă, sunteți normal la cap? Sunteți normal la cap? Nu, că sunt seriști. Dacă iau normal la cap, nu iau seriști. Iar. Băi, deci ce facem, mă? Imaginează să-ți dai examen ca să cânti pe stradă. Și pom asta, da? Când trăiesc, n-au voie să repete piesele. Și cum verifici dacă se repetă piesele? Adică, ce, pui câte un polițist comunitar lângă fiecare artist stradal care sunt numere dacă s-a mai dat piesa asta odată? Adică, cum funcționează asta? Și trebuie să muti locul din oră în oră. Și cum verifici? Stă unul cronometru acolo, gata, 60 de minute, eu time is up, maș. Adică, cum funcționează asta? Dar eu am o întrebare. Cum vreți să impuneți regulamentul ăsta la tăți țigani acordeoniști? Sau violoniști? Da, nu mai zic că da, la vioară, dacă nu este Mădălin Voicu sau ceva, ăla poate să creadă sincer că a cântat 3 piese diferite și să pare că sună aproximativ la fel, pentru că de obicei chiar sună aproximativ la fel. Și ce facem dacă poliția locală nu are ureche muzicală și chiar se pare că sună la fel, chiar dacă nu? E așa. Poliția locală nu are oricum ureche muzicală. Când dacă altfel n-ar fi poliție locală, de acord. Ei văzut cum au mărșeluit în Cluj atunci. Aia nu sunt oameni care să ai buritul și... Mai rău erau jandarmerie. No, whatever. Da. Whatever. Mi-ai. Bun, și de când și până când ai voie primăria să dictezi conținutul expresiei artistice în public? Adică acum, bun, lăsăm la o parte Picul Serismul și glumele. Dar chestia asta este anticonstituțională. Adică nu există așa ceva. Da, e suficient unul să comentezi odată, ia o dată amendă, cât o fi amenda, cât e pișat pe regulamentul lor și duci chiar până la ce cere. Nu există așa ceva, nu rezistă asta în instanță nici două minute. Cum să vină primăria să spună ce piese ești, de câte ori am voie să le cânt pe stradă? Ce? Ce, mă? Dar de când și până când? Adică, da puțin, nu există așa ceva. Bă, am mai văzut chestia asta în România. Și după ce a murit inițiatorul unor astfel de reglementări, a fost un concert mare care a sărbătorit decesului. Da, mă, dar Pilif avea pretenția să reglementeze la televizor.
Nu și pe satelit, nu la... Da, trimitea poliția la concertele... La concerte, da, mai făcea din ăsta, dar numai la concertele susținute în anumite locuri și nu peste tot, că își cunoștea limitele jurisdicției. Pilif măcar cunoștea legea. Știa, o citea că și înainte să o abuzeze. Ăștia nici măcar atât. Ăștia nici măcar n-au citit legea pe care intenționam să o abuzeze. Adică, știa să zic, măcar Pilif înțelegea ce abuzează și știa unde-s limitele. Cât de cât. Măcar. Bă, băieți. Cum se vede? Deci primăria of all people, da? Să-mi spună, n-ai voie să cânti piesa aia, că ai mai cântat-o acum 3 ore. Știu? Dar cum funcționează? Păi, în cazul ăsta, artiștii stradale ar trebui să aibă un repertoriu mai mare decât... Decât unii artiști multimilionari care fac turnee mondiale, da. Nu? Păi, tu, ca să nu se repete... Păi da, tu crezi că nu știu, uite, Sabaton, care are 25 de ani de activitate, păi are setlist de 16-17 piese. Și pe alea le repetă și le cântă la concerte, nu? Nu... Ai că bun, de la o anumită vârstă încolo mai poți improviza, dar în majoritatea timpului, dacă insiști prea tare să-ți cânte o piesă în afara setlist-ului, ori te refuză, ori o cântă, dar post. Pentru că n-a repetat-o recent. Nu poți să-ți cânti tot repertoriul lor. Deci artiștii stratali trebuie să bată artiști de 10 și sute de milioane de dolari ca să treacă examenul de la Casa de Cultură. Bă! Deci jur că asta e inspirată din Filantropica. Că n-ai cum. Sau din BD la Munte și la Mare. Mai degrabă BD, că acum mă gândeam. Că ce te recomandă? Vocea și talentul. Vocea și talentul, da. Că, bă, și la Filantropica nu erau așa complicate reglementările. Adică, da. Deci să-mi bag picioarele. Deci BD în pula mea. Bă! Au murit niște oameni în stradă ca să scăpăm de tâmpenii de genul. Culmea, of all places, la Timișoara. Deci la Timișoara tu vii și îi spui ăla cât ai voie să cânte acolo lângă catedrală, unde literalmente au fost împușcați oameni pentru libertate de exprimare. Acolo, da? Tu vii să-i dai amendă că a cântat o oră și 3 minute și a repetat o piesă. Păi de pula, bă, voi meritați împușcați, bă. Tu. Deci începând cu ăla care a venit cu ideea și toți consilierii locali care votează în favoare. Direct. To the gallows. Glonte la ceafă. Dar cum să nu? Glonț, gloapă comună, beton, bloc peste. Nu. Ce urani e asta? La lucruri din astea mă gândesc eu când spun mereu că USR este de departe cel mai rău partid din România. De departe. Cum să reglementezi conținutul artistic stradal? Nu, conținutul artistic, punct. Sau conținutul artistic, da, whatever. Dar cu atât mai mult în spațiu public, da? Deci, la stradal. Asta e prima chestie pentru care de multe ori e chestie de improvizație. Da, nu mai zic că de multe ori nu este stabilit dinainte, nu veni cu setlist. Că de aia nu e artist de multimilioane de dolari, ci este artist stradal, că n-are setlist. Da. Mai improvizăm, mai testăm. Ia să vedem, poate plac de foarte mult, mai ales dansatori. Sigur că da. Să aibă pregătite 3 coreografii și ce? 5! Nu, 3. 5 coreografii. A, 5 coreografii, da, și actorii, 3 momente teatrale. Păi băi, dar există momente teatrale stradale care durează 25 de minute, deci dacă trebuie să aibă 3, sare de limita de ore. Adică, cum funcționează asta? Și 5 coreografii, de unde? Dar de ce? Păi și ce facem cu aia care sunt artiști stradale ocazional? De exemplu, cluburile de capoeira, care dau câte un concert în parc, o reprezentație în parc o dată pe an sau de două ori pe an sau... Aia n-au voie. Aia n-au voie deloc, nu? Nu mai au voie deloc, da, că n-au trecut examenul. N-au trecut examenul. Punct. Și cum numeri 5 coregrafii? În funcție, care e criteriul? În funcție de câte șturi în capul ției de la artistul de capoeira. Deci toată chestia este o imbecilitate de la un cap la altul. Moral, legal, financiar, cum deci, vrei tu. A fost singurul moment în care am fost de acord cu toți artiștii. De obicei, da, de obicei nu. Capul lor. Dar la faza asta eram la... Fratele meu, sunteți stâmpiți cu toții? Cu siguranță inițiatorul și cei care vă vota în favoare, sigur, le trebuie pusă respirația în carantină. Dar cum să te gândești la așa ceva? Simplu fapt că ți-a căcat mintea o asemenea imbecilitate este în sine demnă de cămașă de forță, cameră pufoasă sau glonț. Și de azepam odată la două ore. Da. Sau glonț, mai sfânt, mai ieftin. Deci plătesc medic, tratamente, exact, ăla e scumpuț. Așa, acum chiar cu tot cu scumpirea echipamentelor din cauza războiului, dar tot, cu un dolar jumate am rezolvat problema, da? Las-o naibii de temă.
Adică de asta zic că toate celelalte partide vor să te fure, ceea ce nu e nimic nou. Da? Toate celelalte partide în general sunt corupte din punct de vedere financiar. Dar ăștia de la USR vor să te-și fure, să te-și fută. Exact. Da. De asta zic că USR-ul este cel mai rău partid din România. De departe, nu există locul 2 și 3. Comportament de pește, în pulă. Da, dar da, da, nu că peștele măcar mai... Mai împarte cu curva. Exact, mai împarte ceva, dar nu, ăștia vor să-ți fure tot și după aia n-ai voie nici să te plângi. N-ai voie să faci un cântecel din jale că te-o furat. Că nu-i în set list. Că nu-i în set list, exact. Și n-ai lui să te repeta piesa. Te-ai plâns de două ori. Nu-i voie. Bă, ce? Dumnezeule mare. Bă, pe vremea lui Ana Paucă nu îndrăzneau să facă chiar așa. Pe ăla cu acordeonul pe stradă îl lăsau în pace. Măcar atât. Bă, dar nimeni niciodată nu îndrăzneau. N-am auzit de așa ceva. Mai erau reglementări dacă era un festival organizat și în care erau locuri unde se permitea și locuri, dar acolo, în interiorul, dar cum să-ți permite, n-am voie să cânt. Bă, dar era locul, nu conținutul. Exact, da, să-ți spună că n-ai voie să repeți piesa, eu așa ceva n-am auzit niciodată. Nicăieri, ever. Păi ce faci, frate, uite, poveste reală, da, eram cu cineva în Parcul Central, treceam pe lângă un nene care cânta la vioară și l-a rugat să-mi cânte Dunărea Albastră și am aruncat 30 de lei în cutia de la vioară. Ăla o terminase cu 30 de secunde înainte. Da. Eu am prins doar bucata de final, da? Și pentru că îi plăcea specimenului de lângă mine, m-am și am zis, da, uite, na, ăștia mai cântă odată. Pula la Mendezi. O repeta piesa. Dar nu numai că la Mendez, dar după aia le reclam și la ANAF când a declarat banii pe care i-a primit în cutia de la vioară. No, vezi? Deci așa, așa se gândește useriști și nici măcar nu râd, așa gândesc useriștii. Deci, oamenii ăștia sunt periculoși. Sunteți normal. Dar nu mai pune întrebarea asta nu. Că... Nu. Oamenii ăștia sunt periculoși. Sigur nu vreți un psihiatru competent. Nu știu, eu am un prieten care lucrează la o fabrică de tratamente psihiatrice în Ucraina. Că am să aduc un tratament din ăla. Să fii să vă tratez. Funcționează. Nu te mai doare nimic niciodată. Niciodată, da, sigur că da. Ți-asigur deci, viață veșnică. Deci, lașnică. Crucea măsii de treabă. Nu. Deci, asta e genul de chestii de știre care mă revoltă din principiu. Chiar dacă pe vasta majoritatea artiștilor stradali nu-i suport ca oameni. Da? Băi, dar chestia asta e absurdă. Adică... Frate, una să nu suport omul că e comunist, de foarte multe ori sunt niște comuniști care nu știu să facă altceva. Dar e cu totul altceva să-l văd pe comunist că îi se ia și ultimul drept de a cerși un leu. Da. Că asta e! Pentru că tu ești userist și îi trebuie lui sens. La ăla să cerșească acolo. Pă bune! V-ați dilit cu toții! Am înțeles, frițișoara! Bă, dar mai puneți frână! Mai taie din ele, dă o dracu de treabă. Că ați luat o raznă de când v-au făcut ăștia capitală culturală europeană. Absurd. Robul a început să pară un om sănătos la cap. Robul se mai urca pe stâng, mai tăia netul ocazional când timpul examenului de bacalaureat sau ceva. Bă, dar lui Robul nu i-ar fi venit o idee din asta. Pă bune, adică, serios acum, nu cred că lui Robul i-ar fi venit o idee atât de imbecil. Dă o dracu de treabă. Absurd. Cum mai stau sondajele, știi, pe sus? Au urcă pe locul 2. Da, bun, PSD 31, în prezent 31% și în mai, 33% în martie, 36% în ianuarie, 34% în noiembrie 22, 35%, deci tendință de scădere la PSD, da? Aur, 20%, 17% în mai, 16% în martie, 14% în ianuarie, 12% în noiembrie, deci tendință de creștere. Continuă. PNL, 18%, 20% în mai, 21% în martie, 22% în ianuarie, 24% în noiembrie. Deci cum pas cu pas aplatizăm PNL, cu alte cuvinte? Și după ei și PSD-ul. Așa, USR, 12%, 11% în mai, 9% în martie, 8% în ianuarie, deci ușoară creștere la USR. UDMR 4%, PPUSL 4%, SOS România 4%, PMP 4%, Pro România 2%, altul 1%. Bun, nu o să cred până-i pulă care PPUSL 4% sau SOS România, dar nici nu, alea n-au 4%. Cine pula mea a făcut sondajul ăsta?
curs l-a făcut pe ăsta, păi atunci noi la modă, da. Nu, nu, știu cum s-a ajuns la cifra de 4% la SOS. N-au întrebat de SOS România, au întrebat direct dacă o votează pe Șoșoacă. Pe Șoșoacă, da, 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 și au presupus că lumea știe care e partidul. Da, 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 sau ăla care a făcut interviu telefonic, i-a spus lui pe care îl întreba că ăsta e partidul lui Șoșoacă. Da, da, da. Da, doar și așa. La PPUSL probabil cu partidul Piedone, maică. Exact. Da, normal că ne place Piedone, știi? Da, mă rog. Doar așa. Da, așa, altfel... așa ar fi o variantă. O altă variantă este că de altfel am văzut asta și în 2020. PPUSL în mod special era ținut în toate sondajele la 4 și o leacă și a scos 0,38 sau nu, 0,88, pardon. L-au făcut în București. Da, da, știu, da, da, bineînțeles. Dar... și atunci căcat cum o să iasă. Da, nu, nu, nu cred că PPUSL are 4%. Că cine, dar, cine pula mea știe ce e PPUSL la Târgu Frumos? Da, la Târgu Frumos, nu e până la Iclod, acel lângă Cluj. Ce mai? Sau în toată Transilvania. Sau oriunde în Transilvania, da, frateat. Sau oriunde în nordul Moldovii. Sau în sud, ce? În afară de, de la Craiova încolo. În afară de Galați și acolo, acum 20 de ani ultima dată, voi culeștienii n-au avut niciodată scor electoral. Sau la Constanța. Da, nu, nici vorba. Da, pe de altă parte, da, deși nu pot crede că PPUSL are 4%, pot să cred că PSD-i la 31, că AUR-i la 20, că PNL-i la 18, sau dacă nu cred cifra, pot să cred diferențele, da, adică în sensul că e cam 10-12% diferență între AUR și PSD și între 2 și 3 puncte procentuale între AUR și PNL. Aia pot să în cred. Favoarea AUR. În favoarea AUR, da, și dincolo în favoarea PSD, bineînțeles. Da, asta pot să cred. La fel cum pot să cred că în ultima vreme, pentru că USR nu a mai ieșit deloc în public, a fost complet invizibil. A început să crească. A început să mai crească un pic, pentru că dacă nu spui nimic, tot e mai bine decât când ești tu serist în public. Vezi, știa de mai sus. Știa de mai devreme, da? Da. Asta pot să cred. Pe de altă parte, nu cred că sondajul a fost... Eu aștept să intre în vigoare aia cu muzica. Și după aia să mă vin țigare din Timișoara. Să iasă la vot masiv. Iese mafia țigănească din Timișoara, care deține tot ce înseamnă... Centru. Centru și muzică. Exact, da, și tot ce înseamnă afaceri legat de muzică, evenimente și așa mai departe. Sau, mă rog, aproape toate, nu pe toate, dar aproape toate. Și apoi să vedem. Vedem cum merge cu reglementarea asta. Adică le dai ocazia mafiilor din Timișoara, mafiilor țigănești din Timișoara, să aibă dreptate cu legea în mână. Spunea, domnule, noi apărăm drepturile constituționale și să aibă dreptate. Felicitări, USR. Bravo! Adevărul e că exact asta mai lipsea. Un boost de imagine și de legitimitate pentru mafia lui Cărpaci de la Timișoara. Băi, deci Dumnezeu, numai prostii faceți, mă. Numai prostii faceți. Deci eu zic mai bine să taceți în pula mea din gură până la alegeri. Până în 2025 minimum, ca să vă vedeți cu saci în căruță, măcar să nu dispăreți de tot. Măcar aveți o șansă să ajungeți în Parlament. Eu zic să vorbiți mai mult. Adică... e drept. Eu zic, mai dai cu din astea, că e bine, mai. It's ok. Bă, până și prietenul vostru să cămitul aș la concluzia că bă, nu mai vreau să mai aud de USR, că ăștia sunt mai proști decât PSD-ul. Da, eu când ți-am zis mi-ai dat bloc. Cu aia noi ți-o tot spunem de... 7 ani. Câțiva ani coace. Da. Tot zic, bă, tu așa ai ținut-o langa că nu e așa, că oameni noi, că whatever. Nu, și-au venit oamenii noi, Dumnezeule mare. Adun apoi oamenii vechi. Căcat, i-ai poșteatui pe el apoi că erau mai... Dar ți-am povestit la Amachida că în 2020 nu l-au mai votat pe moșul care a fost 42 de ani primar. Nu, domnule, noi vrem schimbarea. Și-a venit tineretul și-a votat schimbarea. Și-a votat NPC la USR după un an sau, mă rog, 11 luni de mandat a USR-istului. Îl căutau pe moș pe acasă. Nu vrei să candidezi din nou, că-i bai mare cu băiatul ăsta, nu știi nimic. Și moșul a zis, vă fut, am fost 42 de ani primar, nu m-ați mai vrut, acum am și la pensii, îmi crește nepoții, muie, vă descurcați. Și acum este disperare, cine dracu, pe cine dracu punem primar la Amachida, că nu se mai poate cu băiatul ăsta de la USR. Deci, era o vorbă pe nordul Moldovii, rău cu rău, dar mai rău fără de rău. Dar mai rău fără de rău, că, da, sigur că da. Ați vrut oamenii noi, nu? Că ăia erau rău. Nu, și-au venit oamenii noi și acum, aoleu, dar unde e robul, unde e băiatul la vechi, unde nu, băi, ce cu asta, mă? Nu, sunteți da. Capul, grav. Bun, Antena 3. Milionarul care i-a supărat pe profesor lovește din nou. Cu ce mai exact te ajută logaritmii să cumpere o bicicletă?
În urmă cu un an, antreprenorul milionar Călin Dănca i-a șocat pe toți când le-a sugerat în public oamenilor să nu-și mai trimită copiii la școală. Invitat la I Think cu Iusti Fudulu, Who Gives a Shit, omul de afaceri a explicat în detaliu la ce s-a referit. Cităm. Tot ce înseamnă școală vine din modul în care ea a fost creată în urmă cu 100 de ani pe sistemul Prusac, care a creat această școală pentru sistemul industrial din acea perioadă, pentru a crea angajați cu minți care să meargă cu industria. Ea n-a fost gândită ca oameni să fie responsabili, să fie antreprenori, oameni care vor să evolueze. Profesorii instruiți te instruiască să te bazezi pe sistem, a spus Călin Dănca la emisiune. Chiar dacă am avut întâlnirea de, chiar acum am avut întâlnirea de 20 de ani și am mers să vedem catalogul. Deci eu aveam mai multe absenții decât note de 3 ore. Nu încăpea coloana aia de absenții și treceau și note la, și la note absenții. Eu am fost penultimul din clasă. Îți dai seama că la întâlnirea de 20 de ani e foarte interesant să-i vezi cum au evoluat fiecare. Toți care erau cei mai buni din școală și toți care erau mai buni decât mine, în afară de unul, au rămas în sistemul de angajare. A adăugat antreprenorul, adică chelea pulipa, ok. Eu voiam atunci o bicicletă. Nu găseam nicio legătură între a învăța logaritmi și bicicleta mea. Erau spații diferite, galaxii diferite. Era galaxia bicicletă și galaxia logaritmi. Și atunci o faci tot cu Excel și tot cu calculatorul. Adică eu știu cât face 3 ori 16, dar dacă ar fi financiar să fac factură la cineva 3 ori 16 milioane de euro, tot cu calculatorul aș face ca să fiu sigur că nu greșesc. Matematica te ajută până la un anumit nivel. Ei spun că îți muncește creierul, dar nu putem să-l muncim cu lucruri care ne ajută real în viață. Sunt atâtea lucruri pe care ar trebui să le învățăm în copilărie despre ceea ce urmează, este convins omul de afacere. Și a scos cei 5 copii de la școală. Noi le oferim educație individuală, nu generală. Este o greșeală în sistemul nostru de învățământ că suntem băgați toți în aceeași școală și toți trebuie să știm bine geografie, biologie, matematică, franceză, engleză, limba română și istorie, iar dacă nu ești bun la una din ele, cumva nu ești dintre cei de top ai clasei. Această evoluție în fiecare dintre părți ne face ca la final să nu știm în ce direcție să o luăm. Avem un program pe care o urmăm, o școală umbrelă care ne spune pe unde trebuie să fim, dau și examene din când în când. Fac homeschooling, dar există această variantă a unei școli din București care oferă un program prin care poți să verifici dacă copiii sunt la nivel vârstei lor, mai zice el și mai povestește alte lucruri, contează mai puțin. Bun, știi, așa a trecut neobservată oarecum aia pe Antena 3 la emisiunea I Think cu... Am verificat audiențele la emisiunea aia. Emisiunea asta are între 400 și 700 de mii de telespectatori. Asta a avut aproape 1 milion. Fix ediția asta. Că de asta, așa, asta e una, m-ați întrebat mai multe ori cum decid subiectele. Asta am văzut știrea, ia să vedem câți oameni s-au uitat. Dacă s-au uitat 3 oameni, nu mă interesează. Când am văzut cât s-au uitat, ok, o punem în podcast. Semnificația acestui tip de discurs a apărut brusc la o emisiune cât se poate de normic. Gândiți-vă la, imaginați-vă, audiența tipică a unei astfel de emisiuni. Sigur nu sunt oamenii care citesc rapoartele Department of Education din state. Sunt literalmente toți tehno-optimiștii acolo. Se cheamă I Think, da? Da. Tehno-optimiști, basic normies, basic bitch normies, da? Oameni care nu stau să citească PDF-urile cu rapoartele educaționale din 10 țări, cum fac eu, care nu se uită la podcasturi ca voi, la podcasturile astea de 3-4 ori, dar nu genul ăla de oameni. Nu, se uită oamenii care prind știrea din zbor de la televizor. Sau de pe internet, dar tot de pe aplicații dedicate pentru normies, da? Bun. Și vine ăsta și pune pula pe masă cu Sofiu, basically. Bă, nu, ia scoați-vă copiii la școală, că e o abureală. Nasol, dacă aș fi șef de sindicat în învățământ în momentul ăsta, m-aș da o leacă la buci. Da, pentru că discursul ăsta, dacă a ajuns în acolo, grupurile normii, înseamnă că din spate are o tracțiune enormă. Bineînțeles ce că vine va fi mult mai nasol decât ăsta. Dacă ești șef de sindicat în învățământ, trebuie să te pregătești pentru cei mai rău, aia e clar. De pe partea cealaltă a sindicatului, privim noi din afară, mamă, ce vremuri bune vin pentru educație. Nu o să vină anul viitor, hai să ne înțelegem. Nu, dar în 5 ani, în 10, că așa se gândește cu puterea deceniului, da? Da. Încet, 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 încet. Sigur că încet. Are dreptate. Afacerist, nici nu știu cine este omul, n-așa important. Ok, e un tip care a făcut multe milioane. Bravo lui, nimic în neregulă cu asta. Dar firește că are dreptate. Și, dar unde se oprește el și probabil pentru că l-a întrerupt, că n-am văzut și emisiunea, am căutat numai programul, îți văd ce audiență a avut atâta. N-am răbdare să mă uit la emisiune. Pentru că genul ăla de emisiuni mă scoate din minți, în general. Dar nici Maria sa presa, nici dânsul Călin Dănca și nici, nu spune o chestie, că nici Maria lor părinții nu ajută. Adică, de exemplu, presa, uite, de săptămâna asta sau săptămânile astea, las link-ul de scriere, Europa Liberă ni provova delirul etatistul analfabet a unui olimpic la matematică. Care ne spunea că ne trebuie mai mult stat, că ministerul nu-i susține, că domnule, în China, uite câte milioane, dar loc aia pentru olimpici și...
Da, dar și ce vii să-mi dai... și ce mă interesează pe mine, ce face China? Asta unul de la mână? De ce vii să-mi dai exemplu exact China? Exact China, da, și asta e, tușește grav în ideograme în sine. Dar să știi, da, olimpicii la matematică ei le știu pe toate, mai ales cum trebuie condus politic un minister. Care firește ar trebui absolut prin coincidență să le sufli în cură olimpicilor la matematică. Când doar de-aia muncești tu pe șantier și tanti Lenuța la Carrefour și tipul care îmi întreține mie pădurea, e de-aia muncesc, ca să întrețină apă middle class-ul care își permite liceu privat. Că da, puștiul ăla e la liceu privat. Sunt convins că e Dumnezeu în matematică. Dar opiniile lui despre cum trebuie condus politic un minister, prin definiție nu trebuie luat în serios, pentru că... Le-ați mai luat la București, în serios. Și a ieșit rău, exact. Da? Adică aveți un exemplu de olimpic la matematică care a ajuns în politică. Da. Și care a confundat tabla înmulțirii cu whatever. Bă, nu. 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 Și presa face chestia asta, da? Și fix asta e narrativa, da? Că, domnule, ar trebui să ne susținem și vârfurile, să băgăm mai mulți bani în sistemul public, nu mănâncă deja suficienți bani cu un rezultat catastrofal. L-ați înjurat pe băzeul ăsta cu 20 de ani când v-a zis că produce analfabeți. Dar avea dreptate. Și astăzi, 20 de ani mai târziu, este mai rău decât când a slobozit-o băzeul pe asta pe gură. Deci, acum 20 de ani, când a zis că școala românească produce analfabeți, Băsescu și-a luat șuturi în dinți din toate direcțiile. La toată lumea, da, da, da. Inclusiv din propriul partid. Din propriul partid, sigur că da. Deși el avea dreptate. Avea dreptate și atunci, astăzi are și mai mult dreptate decât avea atunci. În ultimii ani, exact oamenii din partidul lui au ieșit să ne explice cum sistemul național scoate 40% analfabeți. Analfabeți, da. Da. Grav. Momentul în care istoria vine și îți dă dreptate. Da, bine, acum eu am o problemă cu sondajul ăla, cu sondajele alea că cu 42%, am să fac o dată un video. E mai mare. Nu știu dacă, s-ar putea să fie și mai mare. Eu am o problemă cu metodologia. Ceva e în neregulă cu metodologia tipului el ăla de sondaje, că mereu dau 42%. Pentru că s-a făcut de bă, sistem de PISA. Na, nu știu, mereu dau 42% și e o coincidență cam mare. Când îți dă două sondaje la rând aceeași cifră, e o coincidență. Dar când îți dau 20 la rând aceeași cifră, ceva e metodologia. Yeah, probabil. Dar nu, eu cred că e mai mare. S-ar putea, da, nu contest. Pentru că sunt multe zone care nu sunt luate în calcul, gen multe zone rurale, izolate. Sigur că da. În care rata de... analfabeti funcționali e de... Da, poate fie și de 70, de 80, sigur că da. Dar, na, e proiecție cu medie națională, doar știi foarte bine cum se fac astea. Da, nu, serios, dar pe de altă parte nu ajută vine cu narrativa de genul ăsta, da? Cum mergeți cât mai mulți la școală, cât mai mult, da? Se discuta la un moment dat de asta, grădiniță obligatorii, faceți toți master, sunteți nebuni dacă vă luați după ce vă spun la televizor și în presă. Păi bune, vă faceți rău singuri. Da, între timp în lumea reală, am să las link-ul în descriere, da, avem niște tineri care de 19 ani care au luat 2,50 la BAC și care fac 8.000 pe lună lucrând legal, pe post de frizier, pe post de, da? Și ăla e stagiatura acum a venit, după aia se așteaptă să câștige mai mult. Da, la 19 ani, cu 2,50 media la BAC. Cred că doar e pulă, nu-ți mai duci să dea BAC-ul. Mă, fută, ești nebun la cap. Chiar m-am complicat. Da, da, da. A zis mama că trebuie să mă prezint. Eu vreau să mă prezint deloc, dar a zis mama că trebuie să mă prezint. Nu, bine, m-am prezentat. Ei, măcar mi-a scris numele corect. Adică, da? Adică, piața deja gândește precum canapeaua pe subiectul ăsta. Asta e confirmat. Nu de acum. Și nu de acum, de cel puțin 7-8 ani. Da? Societatea este deja pregătită pentru tipul ăsta de argument. Și după cum tot insistăm noi de ani de zile, politics is downstream from culture. Acum vine ăsta și spune într-o emisiune de maximă audiență cu normis, da, scoateți-vă copiii de la școală. Nu, eu tâmpenie, nu, terminați-o prostie, inutil. Pentru că da. Pentru că chiar e, adică nu e ca și cum n-ar fi așa. Pentru că da, chiar e. De foarte multe ori. Mai ales liceile alea teoretice. Da, majoritatea liceilor teoretice sunt complet inutile, fabrici de șomeri. Așa e. Jesus fucking Christ, adică ce faci cu ce ai învățat într-un liceu de genul? Hai că la un liceu tehnic zici că, pula mea, ești și bă, cu informatică, știi, bă, un limbaj de programare. Da, nu, că asta nu prea să faci, nici nu prea ce. Să zicem, da? Bă, foarte puține mai dau, la unele mai ești cu acreditare, să zicem. Dar nu e vorba de acreditare, dar știi măcar ceva. Câte ceva, da. Pleci cu o bază, te duci ca începător undeva și de acolo te poți dezvolta. Dar de la un liceu teoretic te duci ca începător la Carrefour, la Profi, la McDonald's. Da, măcar la McDonald's plătești bine, dar la Carrefour și la Profi și plătești prost. Adică, nu mă zic. Pe bune, fraților,
Am avut nene, că nu mai e, în echipă cu facultate. Da, sigur că da. Omul se credea... vreo somitate sau ceva, da. Când a fost dat afară, că a putut tot... Da, sigur toată că lucrarea. Aia, dar în Telecom n-aveam, aveam în subordine din 6 oameni, 4, 2 aveau master și 2 aveau licență. În telecomunicații. Da, du-i da. De proști. Da, aveau școală, dom'le. Mm-hmm. De-aia insist eu pe proiecte mai scumpe în următorii ani, pentru că există acum oportunitatea politică pentru idei de genul ăsta, idei care ele erau destul de cunoscute și populare și în 2016, dar la nivel de discurs politic public mainstream erau din neconceput în 2016. În 2023 nu se mai supără nimeni. Da? Dacă Antena 3, care de obicei le suflă în cur profesorilor, pune titlu mare, ăla care i-a scos din săritii profesor doubles down on it și articolul este scris în ton neutru, nu-l critică. Îi dă citatul și aia e. Da? Antena 3, care în general este pro-sindicate, pro-profesor. Da? Prostat. Prostat. Da, da, da. Până și Antena 3 trebuie să publice articolul așa, pentru că altfel nu-l citește nimeni. Pentru că sunt conștienți că, din nou, cea mai bună școală de propagandă media wire în continuare trustul intact. Îți conștientez de faptul că societatea e deja acolo. Și acum încercăm să temporizăm, să nu-ți desfințeze Ministerul Educației de azi pe mâine, să mai prelungim viața. Dar e la ATI acum. Adică... e pe manevre de resuscitare. Exact, da. Da. Dar da. Da, nu, vântul bate deja în direcția corectă pe subiectul ăsta al educației și de-aia insist eu să ne apucăm de proiecte mai scumpe pe subiect, pentru că e loc. Acum e loc. În 2016 nu e loc. Eu știu țigan care câștigă mai mult ca mine, potcovind cai. Da, păi, dar mai ales acum când nu prea mai sunt potcovari, dacă o face bine, nici nu mă miră. Deci face o căruță de bani. O căruță de bani. O povesteam săptămânile trecute, a băgat până acum într-o casă 1,5 miliarde. 150 de mii de lei. Da. Ma, înseamnă că nu o duce eu. Omul face undeva la... spunea, face undeva la 15.000 pe lună? Cam așa. Păi da, da. Am vrea să studiez 14 pe acolo, da. 15.000 de lei pe lună, cam da. Așa. Pentru o meserie care, atenție, acum 120 de ani, ziceau tehno-optimiștii că nu va mai exista în 10 ani. O mai trecut 120 de ani și încă este bine plătită. Și acum. Asta apropo de toată lumea care crede că meseriile viitorului vor fi complet diferite, să pregătim populația pentru transformarea digitală și pleacă-mă de aici. Potcovarul care are grijă de herghelia de la Wonderland face 12.000 pe lună. Și are doar câțiva cai. Păi iau 10 sau 12, că e micuță. Da? Da. Deci hai să ne înțelegem. Nu, fraților, nu. Sunt meserii care n-or să dispară. Și cu cât clasa de mijloc e mai mare, cu atât mai mulți își permit cai, dar vor avea nevoie de ghișe, de potcovar. Da, asta potcovarul e un exemplu, dar mai sunt și altele. Adică oamenii vor chestii, pe măsură ce... Păpuci, de exemplu. Case, de exemplu. Da, sigur că da. Și la casele alea chestii pe care le pot face doar unii oameni, da? Poți să te duci, nu poți să mă duc eu faianțar să fac instalații electrice, că nu știu. A, bine, nu mai zic că... S-ar putea să apeși un buton și să ia foc casa. Da, și apoi mai e diferența, de exemplu, tot la din astea, la gule albastru, la bloc sau la casă. La bloc sunt cât de cât standardizate. Înveți cele 5 standarde sau 6 câte sunt și cam aia e. Și nu e la casă e custom made. Și nu e nici la bloc chiar așa. Nu mai e acum, da. Da. Că unii vor sistemul electric cu linie specială pentru cuptor, linie specială pentru prizele din baie, linie specială pentru clime. Da, nu mă referam la curent, acolo ai dreptate, dar la scurgere, de exemplu, sunt cam în același alea, loc. Cam aceleași dimensiuni, exact. Înveți relativ ușor. Da, dar la casă totul e custom made. La casă te-ai căcat. Dacă nu știi cum să faci, nu știi cum de să vine. Dai o pantă și nu știi de unde îți vine sistemul și unde să duce, te... să umple. Nimic în regulă, doar faci un dat. O casă de căcat. Literally te faci de căcat. Repede și la propriu. De asta zic, că e loc acum pentru idei care erau de neconceput în 2016. Și de asta e important să ne băgăm la proiecte mai scumpe în următorii ani. Pentru că vântul bate din direcția corectă, dar degeaba bate vântul din direcția corectă dacă nu există oameni care să și canalizeze direcția vântului astfel încât să și sufle unde trebuie, adică să mute mai încolo, de preferință de tot, anumite instituții. Să le mute în zona goodbye. Da.
Bun. Follow-up la o știre pe care am discutat-o în ianuarie 2023, dacă o mai țineți minte. Presa SM s-a stabilit cauza decesului Ștefaniei. Ultimele imagini sunt surprinse cu eleva în viață la urgență. Medicii legiști au reușit să stabilească cauza care a generat decesul Ștefaniei, eleva în vârstă de 15 ani, care și-a trăit ultimele clipe la UPU, la Spitalul Județean Satu Mare. Conform informațiilor noastre, diagnosticul a fost de miocardită virală. Aoleu. Ancheta continuă vis-a-vis de personalul medical care a fost de gardă la UPU, iar oamenii legii vor să constate dacă au respectat protocoalele. Potrivit literaturii de specializitate, cel mai frecvent miocardită este cauzat de o infecție virală, însă poate fi și ca rezultat a unei reacții adverse la un medicament sau poate face parte din evoluția unei afecțiuni inflamatorii sistemice. Reamintim că avocatul părinților Ștefaniei a făcut publice primele imagini cu adolescența intrând pe picioarele ei la unitatea de primiri urgențe. Reprezentantul legal a dorit ca prin publicarea imaginilor să demonstreze faptul că Ștefania nu era în stare critică în momentul în care a cerut ajutorul cadrelor medicale. În imaginile surprinse se poate vedea cum tatăl fetelii le aduce până în fața unității de primire urgențe cu mașina. Ștefania și mama sa se dau jos din automobil, iar tânăra pe picioarele ei ajunge până în fața UPU. După discuții cu cadrele medicale, adolescenta este preluată mai apoi de un brancardier și dusă în unitate. Avocatul Ovidiu Mureșan a precizat într-o conferință de presă că familia dorește să afle adevărul, ce anume s-a întâmplat cu Ștefania din momentul în care a intrat pe picioarele ei la UPU și până când a fost pronunțat decesul. Colegiul medicilor i-a audiat pe părinții Ștefaniei, iar dosarul penal se află în desfășurare, iar o bună parte din personalul medical a fost chestionat. Avocatul a precizat că cercetările au demonstrat că limbajul folosit față de Ștefania a fost unul îngrozitor, așa cum au acuzat părinții încă de la primele declarații. Reamintim că părinții Ștefaniei, așa, bla bla bla, au semne mari de întrebare vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața fiicei lor. Bun, dacă mai țineți minte, da, bă, în ianuarie 2023, da, bă, tovarșii doctori au zis că n-are nici pe dracu, este doar o grasă, o obeză isterică. Și a zis, turns out, nu era chiar așa, dar în esență au încercat să-i trateze miocardita cu algocalmin și a funcționat foarte bine, not. Și șpăgarii eroi au încercat să spele pe mâini. Tot respectul pentru părinți care nu renunță, da? Majoritatea oamenilor renunță, de 7 luni deja este mult. Da? Sper să nu renunțe, să aibă stomac pentru procesul ăsta, care va mai ține mult și bine, poate prin 2025 să aibă primul verdict. Dacă am avea 50.000 ca ei, tare bine ne-ar fi ca țară. Zilele trecute discutam cu cineva și îmi povestea de un prieten drag care s-a dus la urgențe. Omul are o hemipareză cauzată de o altă chestie. S-a dus la urgență și i-au dat paracetamol. Pentru hemipareză. Că e doar, nu, că e doar răcit. Aha. O săptămână mai târziu era la terapie intensivă cu lichid acumulat în zona inimii atât de mult încât au trebuit să-i deschidă toracele pentru aspirație. Da. Aia este o infecție. Două săptămâni după, nici nu două, o săptămână după externare au trebuit să-i reimplanteze un dren. Pentru că ghiși ce s-a întâmplat. S-a acumulat lichid din nou. Yep. Și îl tratau la început cu paracetamol. A avut o țară ca afară. Așa face și NHS-ul, by the way. Da. No. Acum ziceam eu că dacă am avea 50.000 de părinți ca aceștia doi, ar fi mai bine. Dar cred că pe lângă aia 50.000 mai trebuie vreo 1.000 ca mine, așa. Din topor la propriu. Cu toporul în capul medicului. Dacă faptele tale duc la decesul unui copil, eu fiind mai medieval, așa, eu zic justiție retributivă, fizic și administrată de către părinții sau tutorii legali ai victimei. Te tincuiem în cameră cu părinții victimei și cu unelte nelimitate pentru părinții victimei. Vedem ce se întâmplă. Poate e de treabă și te iartă. Dar statistic e puțin probabil să fie de treabă și te iartă. Statistic tu o să ieși fie o legumă, fie deloc de acolo. Sau ieși în rate. Bă, e drept că ce sugerez eu ar accentua penuria de personal medical. Da, ar fi chiar așa de rău. Da, but would that be so bad? Fac apel din nou adică, la... Adică da, o să dispară 10, 15, 20 de medici. Mai pune un 0, da. Nu. No, 20 de medici, pentru că cazurile alea o să le publicăm. Da, și o să le vadă toată lumea și o să înceapă medici să aibă pe bune căcat la cură în fiecare dată când... Ceea ce ar fi un lucru foarte bun. Pentru că, am mai zis, unul din motivele pentru care profesia medicală este ilegitimă este, printre altele, pentru că nu e responsabilă. Da, doctorul nu pățește nimic dacă omoară oameni.
De asta, eu, de exemplu, nu cred în erori medicale. Există o ucidere din culpă. Aia da. E o diferență. Eroare înseamnă că, domnule, n-a știut, că, sau mai, și mai rău, n-avea de unde să știi. Nu, eu nu cred asta. Păi n-a făcut 6 ani de exact. Școală ca să știe. Exact. Și 3 sau 4 de rezidențiat definitivat moților, cum se mai cheamă. Și specializani de specializare. Aha. Ca păi, să știe. Nu vrei tu salarii mai mari ca în Germania, că tu ai făcut 12 ani de școală? Păi foarte bine, de acord cu tine, îți dăm salarii mai mari. A, s-a dat deja, bun, perfect. Îți dăm salarii mai mari. Ia răspunde și pentru salariul ăla. Ia, exact, ia și răspunde. Dacă ai greșit, te futem. Până te ia mama dracu. De aia, de ce că pot? Cum de ce? Adică, bă bune, că de exemplu eu știu câteva județe din România, vreo 4, așa, unde doctorii deja funcționează cum zic eu. Adică scăcați la cur. De ce? Pentru că unii dintre colegii lor nu mai sunt astăzi printre noi, pentru că au crezut că știu ei mai bine. Spunem așa. Simplu. Condamnați la moarte prin unga-buga. Prin unga-buga, da. Pentru că, reamintesc, după codul penal, după codul de procedură penală românesc, dacă ești un om la casa ta așa și nu ai antecedente penale și ți-ai văzut de treabă și în general n-ai avut probleme cu legea basically deloc și odată you snap out că ți-a omorât doctorul copilul, scapi cu 8 ani cu executare din care faci 4. Mulți oameni, când le mor copiii pe o situație de genul ăsta, ajung la concluzia că merită. Și nu pot să spun că sunt convins că n-au dreptate. Să o punem așa. Da? Reamintesc tuturor. Eu să fiu în locul părinților lor, medicul care a decis că copilul meu nu merită tratat avea gâtul tăiat acum. Nu mai stăm să pierdem timp cu bani. Avocați, procese, e lung. Durează prea mult. Nu, fratele meu. Îți luam gâtul. Și riscam, da, ok, fac, mi-au 10 ani de condamnare. Asta este. Că oricum nu mai am pe cine întreține, da? Exact, da. Nu mai e nicio tragedie. Unde mai pui că nu de puține ori judecătorii din România când aud justificări de genul ăsta, la modul, băi, de înțeles. Și mai aplică, deduce din pedepse, de, ok. Eu știu un caz pe bune de la Botoșani. Unde o tanti care între timp a fost și condamnată pentru luare de mită și alte chestii, era mare expert medical, a trimis la plimbare pentru teste suplimentare pe cineva venit pentru expertiză de pensionare cu metastază. Și aia a crăpat în drum spre București, că numai acolo putea face testul. Da, că erau vremurile când da. Și soțul ăle a intrat în cabinet, a închis ușa și a bătut-o pe tovarșa medic până i-a rupt mâinile. Înseamnă că s-a plictisit repede. Dacă... Și în tribunal judecătorul a argumentat că ținând cont de să înțelegem reacția emoțională, a luat 3 luni cu suspendare. Ai bun, da. Pentru vătămare corporală gravă și... Da, 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 prin judecător a argumentat și Matt Smith să-l văd ca în texte. Totul are sens în context. Tu, băi, nasol că a bătut pe aia cu bestialitate. Dar ce a făcut aia? Că, băi, da... pe bune! Da. Deci e chestie întâmplată, reală, din Botoșani. A da. Bătut-o pe aia până aia rup mâinile. Da, la vaslui cu milițianul care a stat 8 luni în spital pentru că îl futea pe unul la cap să poate mască în piața Traian la vaslui. Și ăla s-aude și pe cameră, îi zice de 2 ori, lasă-mă, prietene. A doua oară îi spune, băi, abia am venit din pușcărie din Spania, crede-mă, nu mi-e frică să ajung înapoi acolo. Lasă-mă, dracu, să-mi iau carne și nu mai fute la capul ăla. Nu, că masca, că legea, că HG-ul, că pandemia. Bă, te ascult cu urechea, termină prostiile. Și ăla după el își pune mâna pe el și s-a întoarce și îl bate de la ascultă cu urechea. Și procurorul l-a lăsat în libertate pe perioada anchetei pentru că nu constituie pericol social iminent. Așa și a bătut doar un polițist. A bătut doar un polițist care era prost în public, deci nu e nimic grav, da? Așa și într-un final, mai știu, a luat 5 sau 6 luni cu suspendare și 10.000 de lei amendă penală. Adică, totally worth it. Adică, da. Dar nu, aia zic, aici sunt de respectat părinții Ștefaniei că insistă, chiar sunt de respectat și spun că dacă am avea 50.000 ca ei și 1.000 ca ăla din Vaslui sau 1.000 ca altul pe care îl mai știu eu care a trebuit să-l lumea drepților un medic după tot așa după ce i-a omorât copilul,
Eu zic că dacă am avea 1000 de ea și 50 de mii ca ăștia, tare bine ar fi ca țară. Pentru că așa, civilizația și responsabilitatea să menține cu parul, cu toporul, da. Știu caz în care omul și-a luat 15 ani în condamnare după ce a trimis în lumea drepților și asistenta și ginecologul care au... A, cu doi, da, cu doi mai greu. Asistat la nașterea femeii și a omorât și femeia și copilul. Aoleo, da, acolo iarăși, înțeleg. înțeleg. A făcut 7, 8, ceva, sau da. 7 jumate. Pentru că când a depus prima oară cererea de eliberare condiționată, i s-a comisia aprobat. Comisia de, da, bineînțeles, comisia, bă, știi ce vai de înțeles. I s-a aprobat pe loc. Da, bineînțeles, sigur, da. Dar și acolo îl înțeleg. Adică oricât de oribil a sunat și risc să n-am clipul ăsta cenzurat pe YouTube din cauza asta, dar înțeleg. Da, nu instig la, dar aprobarea în public a unei infracțiuni, oricât de gravă ar fi ea, este legală în România, reamintesc tuturor. Și, bă, înțeleg. Înțeleg, adică nu pot să pretindem că suntem toți niște roboței fără emoții și nu cu el înțeleg, pa, pula măs. Și tot din zona așa pe final, tot din zona justiție, nu corupție, Hoitius, tribunalul Prahova a anulat mai multe probe din dosarul fugarului Sebastian Ghiță trimis în judecată de DNA. Nu, n-am să citesc articolul. Bă, da, cum? Deci dacă pică și ăstea, păi hăpt că nu mai rămâne nimic din toată campania de după colectiv încoace, da? Nu mai rămâne nimic. Adică dacă pe Ghiță nu ești în stare să obții condamnare împotriva lui, tu, procuratura DNA, păi nu înțeleg de ce mai existi. Tu, instituție. Adică... Bă, Ghiță! Care e evident! Dar numai că e evident, dar ăla s-a lăudat cu modul în care a comis infracțiunile și o parte din probile la dosar le-a publicat el. Adică un caz mai slap dunk decât ăla greu există, pe corupție mă refer. Dintre cazurile de corupție din România, ăsta împotriva lui Sebastian Ghiță e cel mai slam dunk. Adică ți s-a pus pasă la un metru cu poarta goală pe centru porții. Și tu dai bă. Deci dacă și ăsta pică, o să râd și cu curul de aia cu independența justiției. Ce am râs la când l-au eliberat pe Piedone și l-au achitat cu fapta, nu există ce râd dacă l-a achită pe Sebastian Ghiță. Mi se pare totuși puțin probabil, probabil scapă dosarul ăsta mai vreo 4 parol. Dar din nou, dacă îl scăpați printre degete și pe Ghiță, dacă se poate cu fapta, nu există. Băi, deci am să râd în continuare. Adică e cazul să începem să discutăm despre măsuri ca în Polonia, tati. Cu concedieri în masă de judecători, cu checks and balances pe față politice, pentru că e clar că sunteți praf, dacă... Adică, băi, dă-o dracu, pe bune? Cum să-l ratezi pe ăsta? Bă, da, nu, au vrut independența justiției. No. Acum ai... Justiția independentă spune că aia nu. Uh-huh. Nu de alta, tot acea justiție independentă, că tot e cu... judecători, a decis zilele astea că dosarul lui Andrew Tate e puțin bullshit, da. Și l-au eliberat din arestul la domiciliu. Și aceeași... Bine, fapt, stai, nu s-a terminat procesul, a decis să nu-i mai prelungească arestul la domiciliu. Pentru că dosarul este circumstanțial și cam subțirel. Cam subțirel, da. Aceeași justiție independentă care tot săptămânile astea a achitat niște torționare ai securității. Bă, știi, adică... Bă, și nu de alta, dar și Andrew Tate s-a lăudat cu infracțiunile pe care le-a comis. Sigur că da. Adică acolo e clar greșeală de procuror. Este clip cu el. Dar cum să nu, da. Lăudându-se cu chestia aia. Deci acolo e clar că procuratura este puțin incompetentă. Acolo nu judecătorii devin, procuratura. Judecătorul nu a avut ce face, că... Păi judecătorul trebuie să decidă în funcție de faptele prezentate în court of law. Așa funcționează. N-am vrut noi stat de drept. Într-un stat de drept așa este. Ce s-a zis în instanță contează. Ci nu, nu. N-ai zis, nu s-a întâmplat. În fața judecătorului au fost doar faptele pe care le-a adus procuratura. Așa, pe aia, pe bună dreptate, a zis doar judecător. Dar chestia aia nu-i ca subțire. Ba da. Gata. Gata. Pa. Trebuie să rămână în România. Mm-hmm. Controlul judiciar, da. Din fericire nu suntem în Schengen, așa că e mai complicat cu plecatul. Dar nu-i chiar e, normal că nu-i complicat, dar Ghiță cum a plecat? Moaca lui în consem la frontieră, peste tot. Dar, din nou, dacă ăsta câștigă procesele, păi atunci e cazul să începem să discutăm despre de ce mai avem procuratură. Adică hai să mă afară pe toți,
Și angajăm random procuror, ca la jury duty în Statele Unite. Numai că în loc de jurați, angajăm procuror. Dar nu, frate, scoatem posturile de procuror la concurs electoral. Exact. Da, da, da. Cum e la America. Ca la America. Da, da, da. Din district attorney se votează. Pa, da, se candideze. Și odată la 2 ani sau la 4 ani, la 2, în multe jurisdicții la 2 ani la America. Nu contează. Odată la ceva vreme vii și te prezinți în fața rectoratului și spui ce ai făcut. Și când ai track record de genul ăsta, știu să nu te mai votez. Adică, că poate clar, cazul să nu te mai votez. E clar că nu te pricepi la sportul ăsta cu procuratura dacă îi zbutești concuri din astea. Adică, mai bine nu faci nimic decât să faci din astea. Da, cumplit. Cumplit. Da, da. Bun, gata, suficient, tragem cortina, pentru că de aici încolo începem cu chestii mult mai grave decât, nu că până acum n-au fost chestii grave, dar de aici încolo și mai grav, plus că risc să-mi cac copyright-ul, așa că, da, ne vedem după paywall și înainte să trecem la geopolitică, să ne uităm la un clipuleț foarte drăguț.